Și suntem live, testat și testat de două ori. Perfect. Bine v-am regăsit la Coding Connect cu numărul 33. Cum vă scriam mai devreme pe LinkedIn, sunt super emoționat, nu știu de ce. Da, o să trăiesc cu emoțiile astea. Sper să nu vă încurc foarte mult. Numele de cod al ediției, cum ați văzut și pe rețele sociale, este Cloud Computing Mixology. Îi avem alături, pe în ordinea numerelor de pe tricou, așa, Ioan, Bogdan, Andy și cu Liviu. Ar trebui să ajungă și Alex, dar a întârziat pe traseu, nu știu. Cred că sunt biți aglomerați pentru soluție de cod undeva. Bun. Până să-i lăsăm să se prezinte pe fiecare în parte, am așa câteva chestii de început. După cum știți, îmi place să mă aud vorbind. Da. O să încep vorbit ăsta cu mulțumirile pe care vreau să le adresez echipei de marketing de la Coding, care a pregătit livrabile, vizualuri, au distribuit conținutul, tot soiul de nebunii. O să-i mulțumesc și lui Ioan că e amfitrionul tehnic și în seara asta. Și vreau să vorbesc puțin așa despre conținut. După cum îi spune numele, avem șaorma cu de toate. Glumesc puțin, încă nu suntem EMAG, că acolo poți să-ți cumperi și ouă și varză și lipi și alte chestii, cu accent pe încă, da? Ce vom face? O să demonstrăm câteva soluții bazate pe tehnologii cloud, mai ales din unghiul Microsoft, referindu-ne la cloudul Microsoft. De ce ne place? Pentru că este mare și are de toate, deci se potrivește cu șaorma aia de mai devreme. Și ne ajută să acoperim nevoi complexe și să oferim personalizări clienților, pentru că unii dintre clienți, ca să nu spun toți, își doresc lucruri personalizate. Ce vom mai face? O să discutăm despre Banishel. Din contextul câtorva modalități de utilizare, ce e Banishel, na, cei din col de aici știu deja, pentru restul lumii e un tool care administrează resurse cloud. Asta face, lucrează ca o extensie a echipei tale, iar pe anumite componente o înlocuiește cu totul. Sau reduce, să spunem, nevoia de specialiști avansați de infrastructură cloud sau de, nu știu, specialiști pentru livrarea aplicațiilor. Cam ăsta a fost așa începutul. Am vorbit mai mult decât îmi propusesem, așa că o să vă rog să vă prezentați în ordinea numerelor, nu știu cum. Hai să luăm de jos în sus, de la Liviu. Și eu care ziceam că am timp să compun ceva, că sunt ultimul. Da. Hai să copiem în producția. Hai. Salutare, mă numesc Liviu Stancu, sunt infra lead la UiPath. Noi lucrăm cu multe clouduri, Microsoft, cloudul Microsoft fiind unul dintre ele. Unul care cu care chiar lucrăm foarte mult și de ceva timp. Deci e la fix această întâlnire, că putem să discutăm ce putem face pe acolo. Andy? Ok, salut. Eu sunt Andy, eu sunt dev lead-ul de la Coding. Eu mă ocup în principiu cu gândit soluții de digitalizare, de scris cod. Mă ocup și cu partea de infrastructură, operațiuni de DevOps. Și aici am căpătat destul de multă experiență cu cloud, să zic așa. Și cam atât. Da, nu știu ce să mai zic. V-au lovit emoțiile dintr-o dată. Domnul Bogdan, haide, speranța e la tine. Spargem gheața, nicio problemă. Salut, cu microfonul la nou, îl punem, l-am pus în producție. Bogdan Dănescu mă numesc, partner technical strategist în Microsoft România.
rolul meu în organizația asta din România este să ajut partenerii să construiască soluții împreună cu serviciile din cloud-urile noastre, din cele trei cloud-uri pe care le avem. Și aici putem discuta fie de Office 365, fie de Azure, fie de Dynamics, practic astea fiind direcțiile de business, să zic așa. Și construim împreună cu partenerii soluții, cu parteneri cum ar fi Coding, pentru a le livra la clienți și a-i ajuta să obțină acele soluții custom tailor, de care spunea Silviu, care să le bifeze lor și să-i ajute în activitatea companiei lor. Ok, mulțumim. Bun, eu sunt Ioan Ivan, probabil cel mai puțin, sigur, de fapt, cel mai puțin tehnic din această discuție. Sunt aici să învăț și dacă tot vreau să învăț, am zis să-mi iau bilet în rândul principal aici, în primul rând, să-i le pun și întrebări invitațiilor noștri. Lucrez la Coding și, practic, mă ocup de marketing și sales într-un mod în care ajung la mine lucrurile care nu sunt suficient de importante cât să ajungă la Andy, ca să zic așa, sau la Silviu. Și cam atât. Lăsăm pe Silviu să ne zică titulatura de evanghelist, că îi place. Da, eu sunt Silviu, mă ocup de evanghelizarea, să spunem, soluțiilor tehnologice de la Coding și de partea de go-to-market la Banishel. Ce înseamnă go-to-market? Avem mai multe canale de vânzare pe care încercăm să le accelerăm. Produsul este foarte complex. Asta aș vrea să înțelegem în seara asta. Acoperă o grămadă de nevoi. Dar aș porni prima și privată până să ajungem la cum să spun, specificități și la program, să discutăm puțin despre cloud. Știu că e foarte la mod în ultimii ani. Filozofia, să spunem, de lucru a apărut în anii 50-60, s-a extins la în jumătatea anilor 80. Termenul a fost identificat, să spunem, inventat prima dată ca și poziționare de marketing în mijlocul anilor 90, parcă, și în 2006 cred că a apărut și primul serviciu cu denumirea respectivă de la Amazon. În ultimii ani e o întreagă nebunie cu cloud-ul și toată lumea are impresia că face shawarma, cartofi prăjiți și rezolvă orice. Ce vrem astăzi să facem e să explicăm și nu doar să explicăm, să și demonstrăm, pentru că o să fie o ediție cu multe filmulețe. Mulțumesc colegilor tehnici care le-au realizat. Să demonstrăm, cum să spun, faptul că a ajunge la cloud este o tactică, este o, cum să spun, modalitate de acțiune. Da? Nevoia în sine e să livrezi niște aplicații pentru persoane fizice sau pentru companii. Pentru fiecare dintre aplicații ai nevoie de un set de resurse. Am trăit o grămadă de ani fără să avem totul centralizat, se poate și așa, dar din ochiul meu, mai ales după criza economică din 2007-2008, nevoia, să spunem, de optimizare a crescut foarte, foarte mult și atunci cloud-ul are, cum să spun, apare ca o tactică, ca o acțiune care îți rezolvă partea, să spunem, de optimizare și de viteză de a merge în piață. Deci nu e așa o mantră, nu e o biserică la care ne închinăm, nu avem o sectă aici. Cloud-ul e doar calculatorul altui om care este administrat de obicei de niște firme mai măricele. Atâta tot. Cam ăsta ar fi intro-ul pe care vreau eu să-l fac dinspre cloud mai mult decât dinspre mine. Și încă așa un mic add-on, pentru că știu că m-am uitat pe scenariu, mai am 20 de secunde. O să discutăm probabil azi foarte mult și despre infrastructure as a service, platform as a service sau software as a service. Așa că dacă cineva are neclarități, rugăm să ne întrebe direct în chat. Am văzut că au apărut câteva saluturi.
Cam asta ar fi intro și îl las pe Ioan să ne adreseze prima întrebare comună, probabil. Da, mulțumesc, Silviu. Păi prima întrebare la care ne-am gândit noi, ca să începem așa foarte, foarte lejer, cum și când ați auzit de cloud pentru prima dată? Care este primul serviciu pe care l-ați folosit? Dacă puteți să faceți așa un exercițiu de imaginație, dar stop, așteptați o secundă pentru că colegul nostru, Alex, s-a alăturat acestei discuții. Salut, Alex! Hello, scuze de întârziere. Am fost prins în, să zicem, probleme tehnice, dar cu corpul, nu cu tehnologia. Te luăm așa direct, că noi am făcut deja turul de mază, ca să zic așa. Spune-ne câteva cuvinte despre tine, ce faci, cu ce te ocupi, cine ești. Sunt Alex, sunt developer la coding și pe lângă student la sociologie. Am o pasiune mare despre a ști orice. Apreciez entuziasmul lui Tudor. Așa. Și cred că mai multe o să vedem în discuția propriu-zisă, nu? Bun. Dacă tot a intrat ultimul, n-ai prins probabil întrebarea pe care am pus-o. Când ai conștientizat prima dată cu folosești cloud și care e primul serviciu pe care l-ai folosit? Conștient și după aceea, de fapt inconștient și după aceea conștient. Cred că inconștient ar trebui să zic Picasa, when that was still a thing. Când puneam eu pozele acolo, alu Google, când puneam pozele foarte frumos acolo și după mine puteam descărca pe alt calculator. Aveam nici cea mai vagă idee unde ajungeam pozele alea, da. Eu știu că le aveam. Nici acum nu știi. Da, exact, nici acum nu știu, pot zic, da. Acum îmi place să zic că știu răspunsul ca să par mai deștept cu ele. Așa, și conștient, cred că de joacă a fost o Azure App Services, așa că fiind vorba de intrarea în cloud și așa, m-a ajutat foarte mult că nu era toată partea de infrastructură în spate, era pur și simplu pot zic așa, mai ales că sunt mai partea asta de programare. Și în producție, zic așa, Firebase. Deci de joacă App Service. Am înțeles. Da, App Service. Liviu? Inconștient. E o întrebare grea asta, când am folosit cloud-ul inconștient. Fără să știu. Da, nu știu. Cred că inconștient pot spune că îl foloseam cam de când a apărut prima dată, prin accesarea anumitor jocuri sau aplicații care nu știi pe unde erau. Erau undeva pe net și le jucai sau făceai un LAN party over internet, așa, tot pe niște servere dubioase. Ar putea fi numit așa ca un început de cloud. Iar conștient, cred că prin 2013, din partea mea, atunci auzisem eu cum e cu cloud-ul, eram vehement anti-cloud, om premium mai bun, de ce să pun eu totul în cloud, mai bine țin eu serverele și mașinile virtuale acolo să am grijă de ele, într-un VMware, într-un Citrix, nu contam ce. Iar primul cloud-ish cu care am lucrat a fost chiar de la VMware, Cloud Director. Era un cloud privat, ce-i drept, urmat de un cloud bazat pe OpenStack, tot privat. Iar dintre astea publice, primul a fost Azure. Asta, cred că acum vreo 5 ani am început ca lumea pe Azure să-mi bat capul să văd ce se întâmplă acolo și cum pot să corelez ce știu din on-prem pe cloud. Ok. Domnul Andy? Ok. Prima dată inconștient la mine cred că a fost Dropbox. Descoperisem serviciile de la Dropbox că pot să fac acolo, am câteva zeci de giga aveam liberi.
gratis și puteam să sincronizez folderul pe laptop și că puteam, poate și un prieten să-i dau contul și să-l sincronizeze și să avem un folder comun în care ne putem pune chestiile acolo și le vedeam direct în calculator, să zic așa, și mi se părea foarte fascinant. Încă nu știam că se cheamă cloud și exact unde stau fișierele alea și cum se întâmplă, dar era foarte interesant să testez și să-l folosesc. Și apoi nu prea am mai avut legătură cu partea asta de cloud până am venit la coding, cam acum vreo 3-4 ani, când am început să folosesc mașini virtuale și servicii direct din Azure. Și cam pe Azure m-am axat după aia de aici. Am mai testat tot felul de servicii de la alți provideri, dar Azure mi se pare destul de de cuprinzător, să zic așa. Ok. Bogdan? La mine aș zice că prima intersecție cu un serviciu, de fapt, ar fi momentul creierii primei adrese de Yahoo, vorbind de un serviciu gratuit, dar care e tot găzduit undeva de către cineva. Deci asta se întâmpla, zice, cred că prin 2005, dacă nu mă înșel. O a doua interacțiune, ai zice, că a fost prin intermediul unei aplicații pe care o știm cu toții, cred, Winamp, dacă ne aducem aminte de ea. Exista un site pe care puteai să-ți descarci melodiile, dar nu îți descărcai melodiile, îți descărcai un fel de rută de streaming și practic tu primeai melodia pe parcurs. Și acolo, aș zice că prin 2006 a fost intersecția și întâlnirea, în momentul în care am avut prima conexiune de internet broadband, da, 24/7. Iar cu serviciile moderne de cloud, cred că întâlnirea a fost prin 2011-2012 cu, cum a spus și Alex, zona de web services din Azure, pentru că era ușor să-ți faci un site, nu mai aveai de deployat mașini virtuale, de configurat servicii, ci le scoteai direct din cutie și asta mi s-a părut destul de interesant. Și pentru mine a intervenit și momentul în care eram în facultate, toată chestia asta, deci practic cumva pentru materiile la care aveam de făcut ceva web related, mergeam și îmi testam proiectele acolo pentru că era mult mai ușor. Aveam un laptop nu foarte performant pe care lucram, dar mă foloseam de app service, de web apps pentru desfășurarea testelor, temelor și etc. Și de atunci mă tot intersectez cu cloud-urile. Ok, mulțumim. Silviu? Îți mai aduc că eram pe... Da, mi-a furat Bogdan adevărul, ca să zic așa, ca să nu spun poanta. Da, Silviu 3D fix arond yahoo.com, nu știu, începeau anii cu 1. În mod evident, habar n-aveam că e cloud ăla, na, m-am dus, mi-am făcut adresa de e-mail, dar e exact definiția, cum să zic, serviciul, software as a service din cloud, da. Serviciul de e-mail îl folosim toți, asta mi s-a părut absolut fabulos. Existau, cum mi-aduc aminte, am fost și vânzător de Office 365 acum, nu știu, 7-8 ani, destul de activ, și erau foarte multe companii care nu-și doreau să se migreze în cloud cu e-mailul pentru că nu era nesigur și trebuia, da, unde l-aveți? Păi pe Yahoo, pe Gmail, pe de-astea, adică, na, bun. Trecând peste asta, prima, așa să spun, am avut un serviciu de stocare la finalul anilor 2000, dar nu mai știu cum îl cheamă, era ceva cu 2DS, nu mai știu cum. Când am văzut prima dată sincronizarea, din perspectiva tool-urilor de productivitate, prima dată am lucrat cu tool-urile Google. Am uitat cum se chema pe vremea, acum se cheamă Google G Suite, atunci era, cred că era Google Apps for Business, cred că era denumirea comercială, e ce este G Suite acum. Iar din perspectiva contextului modern de cloud, prima dată, ca și toată lumea, Azure App Service. Și aici am așa o mică notiță de făcut. Vă recomand să-l căutați pe domnul Scott Hanselman. Are un blog absolut fabulos, din mai multe unghiuri, de la productivitate, cod, cloud, făcut mai multe lucruri, diverse organizări. Adică mi se pare absolut fabulos. Ok. Da, la mine a fost tot cu mail-ul prima dată, când am reușit să îmi dau seama ce înseamnă cloud, eram destul de încântat
pentru că de fapt nu știam ce înseamnă cloud, era undeva acolo sus, por am fost din nou dezamăgit când mi-am dat seama că e de fapt o infrastructură care e în altă parte. Iar profi, ca să zic așa, sau business, a fost în momentul în care am reușit să încep să lucrez cu Microsoft prin 2014 sau 2015. Cam atunci. Da. Dacă sunt ultimul, n-am avut mare lucru de spus. Bogdan a furat toată atenția cu exemplul lui. Pare rău. E perfect. Silviu. Bun. Te rog, zi. Avem o întrebare. Yes. De la Oana Barb. Cel mai mare blocaj serviciilor cloud. Acum am văzut, mulțumim. Nivelul de înțelegere. Nu, cred că e bine să răspundem acum. Okay. Cel mai mare blocaj vine din perspectiva nivelului de înțelegere, pentru că, cum să spun, în continuare în zona organizațiilor obișnuite, da? Să nu vorbim de cei profesioniști, există o gradă, așa să spunem, de, nu știu, hai să fiu, nu pot să fiu un, nu știu, elegant, o să spun nepricepere, da? Și li se pare așa că cloud-ul ăsta e o nebuloasă care plutește pe niște nori, s-ar putea ca și, nu știu, denumirea de marketing să nu ajute foarte mult, pentru că poate ai impresia că se plimbă așa, știi? Într-adevăr, se plimbă datele, se balansează între data center, între diverse racuri în cadrul unui data center, dar e destul de clar. E un data center administrat de, nu știu, Amazon, Microsoft, Google, whatever provider. Deci cel mai mare blocaj e la nivelul înțelegerii din unghiul meu, dar o să se rezolve de la sine pe măsură ce se democratizează, să spunem, cloud-ul și tool-urile care îți oferă un acces facil la cloud. Da? Ce o să vedem noi azi e cum putem să folosim Banishel, să ne ducem în cloud fără să fi învățat deja cloud-ul, pentru că l-a învățat Banishel pentru noi. Da? Ăsta e un context. Și partea asta de democratizare, să spunem, o să vină de la sine și când o să fie pe bani, dacă e 2 lei în cloud și 4 lei on-prem, o să te duci în cloud și îi mergi înainte. Cam, cred că asta e pe scurt așa. Okay. Aici aș avea și eu de adăugat o idee. Am văzut că Oana a menționat de serviciile de cloud și aici am putea lua de drept exemplu zona de Office 365. Unde n-aș spune că e neapărat cel mai mare blocaj, dar este unul dintre blocaje, o reprezintă zona de adopție și management de schimbare. Avem o denumire internă, îi spunem adoption and change management. Practic, experiența clienților în momentul în care interacționează prima dată cu serviciile pe care le implementează. Dacă vorbim de un server de mail, dacă vorbim de o aplicație de genul Teams, e foarte important să se identifice de la începutul proiectului care sunt persoanele cheie care ar trebui să-și aducă aportul în proiectul respectiv, care sunt utilizatorii cei mai pricepuți din perspectivă de IT pentru a face un training cu o bază inițială de utilizatori care ulterior vor ajuta cu promovarea informațiilor și ajutorul colegilor, pentru că practic ce ar trebui să se întâmple într-un astfel de proiect ar fi construirea unei comunități interne care să se suporte, să se ajute reciproc. În momentul în care un utilizator are o neîndumerire, o neînțelegere asupra unui fapt, ar trebui să meargă către colegii lui și să primească răspunsurile de care ar avea nevoie. Și în felul ăsta te asiguri încet încet că proiectul pe care îl implementezi, serviciul pe care îl implementezi, va avea și utilizare, nu va fi o chestie deployată și ulterior neconsumată. Și în felul ăsta mergem și spre zona de serviciu propriu-zis, de produsul pe care îl implementezi, faci o analiză asupra funcționalităților, vezi care sunt cele care te ajută pe tine în business și îți fac empowerment pe business-ul tău pentru a te asigura că sunt implementate corect și că te ajută în activitatea ta. Cam astea ar fi ideile mele despre zona asta de adopție. Ok. Aș vrea și eu să adaug ceva. Mai e un aspect pe care l-ați omis cumva. Una din principalele
unul din principalele motive pentru care mulți n-au adoptat cloud-ul și le-a fost frică să-l adopte, poate a fost și acea frică că nu știi unde ajung informațiile tale. Chiar dacă, vorba aia, cum a spus și Silviu, aveau mail-ul pe Yahoo, Gmail deja și îl foloseau la scară largă, dar mulți chiar și acum mai au frica aceasta de a își ține informațiile în cloud, fiindu-le cumva frică că va veni cineva și le va fura informația sau că securitatea nu este destul de bună sau mai știu eu ce alte chestii din aria asta. Ok, ok. O să mă întorc puțin la Banișel și vreau să-l întreb pe Alex. Știu că ai avut o interacțiune acolo, ai lucrat la Banișel. Ce informații poți să ne dai? Cred că una dintre principalele lecții pe care le-am primit eu la Banișel este ce reprezintă un proiect complet, să zic așa. Pentru că și asta fiind raportat la unul dintre principalele avantajele cloud-ului, că este, mă rog, să zicem, ușor să ai codul propriu zis, este, mă rog, poate ușor să ai separat arhitectura și așa, doar că atunci când ajungi să le combini, e foarte greu să faci și cum trebuie. Eu acolo propriu zis, cât am lucrat, chestia principală de care m-am ocupat a fost implementarea monitorizării pe mașini. Și pentru mine a fost o experiență foarte faină, pentru că, din nou, cum fusese prima chestie serioasă, am trecut și eu prin procesul ăsta de rigurozitate, să zic așa, de care ai nevoie în orice soluție serioasă, scalabilă, consistentă și tot așa. În sensul de, eu făceam o chestie de care eram foarte mândru, o dădeam mai departe la verificat și după era Pionuț, care este engineering de după acolo și spunea, no, asta nu e ok, asta nu e ok, asta nu e ok, și se duc și trebuia să iau de la capăt, să mă rog, să continui, să îmbunătățesc și să revin. Asta cred că este pe ton oarecum cu chestia asta de iterație continuă pe care poți face foarte ușor în cloud și de upgrade continuu, că ok, ai nevoie de ceva în plus, îl faci, pui peste, continui. Și tot așa. Dacă e să luăm genul soluție on-prem și să facem asta, e greu să traduci arhitectura asta motamo, din simplu fapt că ce e în mână nu-i minciună, după cum se spune. Ok. Bun. Liviu, știu că te intersectezi destul de des cu infrastructurile clienților. Poți să ne spui care ar fi așa raportul dintre soluțiile on-prem și cloud? Băi, o cifră realistă așa nu cred că pot să spun, că nu știu, dar așa aproximativ cred că acum cloud-ul ar fi undeva la 80%. Deci, mult mai mult decât era poate acum 3 ani sau acum chiar 2 ani. Ok. Dar acum am eu așa o întrebare de clarificare. Ai remarcat vreo schimbare fundamentală între splitul ăsta de după pandemie? Adică crezi că cel mai mare agent al digitalizării, care e COVID-19, după cum îi spune toată lumea, chiar a avut un impact și atunci oamenii au trebuit să migreze mai rapid în cloud decât și-ar fi propus inițial? Bă, și da și nu. Adică cei care oricum nu aveau de gând să folosească cloud-ul din varie motive, securitate, politici interne, reguli vechi, oricum nici acum nu au trecut în cloud. Tot on-prem și server rooms din alea vechi au. Dar marea majoritate deja caută soluții de cloud, toți vor cât mai mult soluții care să nu necesite management. Aici vorbim de PaaS, de SaaS, de inclusiv IaaS, dar
a cam pierdut teren. Partea asta de IAS a cam pierdut teren, cel puțin în ultimul an, doi, a pierdut teren puternic, pentru că acum în mai toate cloudurile avem soluții pentru implementare PaaS sau SaaS pentru diverse servicii. Deci o să-ți arătăm azi un IAS pe steroids, da? Care e de fapt un PaaS privat așa cum îl vrei tu. Da. Liviu, dar între VMware și alte soluții, cam care e split-ul? Aici eu aș zice că VMware încă e la 80%+, părerea mea. Nu pot să zic că am vizibilitate directă pe ce își țin clienții infrastructura, dar VMware încă e lider pe partea asta, deși din spate vine puternic Citrix și poate chiar începe să-i sufle în ceafă. Ok, mulțumesc. Îl salutăm și pe colegul nostru Cristi, care ne urmărește de la distanță. Salut, Cristi! Te așteptăm alături de noi. Ok. Bun. O să trec la Bogdan. Având în vedere că Microsoft Azure este huge prin prisma tuturor lucrurilor pe care le poți face acolo. Ce se consumă mai mult? Nu știu, IaaS versus PaaS, ce ai remarcat în discuțiile cu clienții și cu partenerii Microsoft? Aici partenerii de foarte multe ori aș spune că sunt înclinați să meargă spre zona de PaaS, pentru că este mai simplu să utilizezi rata decât să o reinventezi categoric. Ideea este că Microsoft are o atenție sporită asupra securității, asupra managementului, asupra insight-urilor din servicii. Deci aș spune că ne descurcăm cu brio în a lua responsabilitatea aceasta de pe utilizatori, de pe clienți și de pe parteneri. Și practic vedem o creștere în zona de PaaS, aș spune, pentru partenerii care construiesc soluții. Clienții au o tendință de a folosi poate zona de infrastructură pentru că își doresc să aibă management sau în anumite cazuri e nevoie de management asupra resurselor respective pentru a fi conform cu norme de audit intern sau cu alte subiecte de genul acesta. Iar zona de servicii merge mai degrabă spre Office 365 și spre Dynamics ca și putere. În zona de SaaS am putea considera dacă, de exemplu, Coding și-ar face o aplicație, ar putea folosi PaaS-uri să creeze un SaaS pentru clienților. Deci am vorbit de o transformare, practic, a apei în vin, să-i spunem așa. Da. Acum, sigur, contează foarte mult în spatele unui produs care sunt nevoile clienților și de cele mai multe ori anumite nevoi ale clienților pot fi rezolvate prin funcționalități pe care le primești direct din cadrul platformei. Ok. Plus că n-am putut să nu observ faptul că cumva pe partea asta de Office 365, Microsoft era cumva pregătit cu toate instrumentele, inclusiv înainte să se întâmple treaba asta cu pandemia. Adică nu e ca și cum s-au reinventat niște chestii. Erau acolo, pur și simplu s-a axat mai mult pe educație toată lumea. Instrumentele erau acolo, am învățat să le utilizăm mai bine, zice. Și nu numai pentru educație. Sigur, în educație se vede un boom major, un interes fenomenal din partea școlilor de a se digitaliza. Dar dacă stăm să ne uităm la produs, la Teams, de exemplu, o să vedem că din numărul de dezvoltări care au fost pușuite în piață în ultimele luni a crescut exponențial și fenomenal. Din martie până astăzi am ajuns să avem release-uri lunare pe feature-uri. Am avut, sigur, la început neajunsuri, chit că aveam serviciile acolo up and running. Mi-aduc aminte că în martie aveam acel format de camere de 2x2. Primul update a venit și a făcut enable pe 3x3 grid. Ulterior am ajuns la un grid de 7x7 și acel together mode, care practic am văzut că este folosit de către cei de la NBA, de exemplu, pentru a aduce publicul în tribune, propriu zis. Aș spune că lucrurile s-au dezvoltat uimitor în ultima perioadă și că în continuare vedem aceeași tracțiune și același momentum.
ne-a ajutat destul de mult să înțelegem mai bine nevoile clienților și să adaptăm ceea ce aveam deja mai bine pe nevoile lor. Ok. Plus că, din ce mi se pare mie, e mai ușor să vinzi ceva concret decât o mașină virtuală. Adică e mult mai ușor de dovedit că este utilă și poți să demonstrezi mult mai ușor, nu știu, să faci un training sau să îl iei pe client pur și simplu și să-i explici. Și plus că și partenerii pot să împacheteze poate puțin mai interesant niște servicii cu partea asta care e destul de accesibilă, partea de produse la îndemână. Și până la urmă, poate nu toată lumea are mașini virtuale local pe care trebuie să le transpună în cloud, dar toți folosesc Word, Excel și trebuie să colaboreze pe fișierele alea. Și chiar dacă au Intu și acum, nu e o problemă, să spunem, pentru că până la urmă contează ce fac acele mașini virtuale, da? Pentru că mașinile virtuale în sine rulează niște aplicații de stocare, de, nu știu, CRM-uri, RP-uri, soluții de facturare, soluții de multimedia, etc., etc. Astea pot fi toate convertite. Și eu aș spune că mai mult de atât, cred că mai mult decât PaaS, clienții cred că își doresc serverless, da? Adică e un nivel și mai colo, practic nu mai trebuie să-ți bași capul cu nimic de ce înseamnă zona asta de infrastructură pentru aplicație, scrii codul și îi dai drumul, pentru că este evident că dacă nu suntem deja, ne îndreptăm rapid către o lume condusă și controlată de software. Vedem cât de multe industrii se schimbă într-un mod fantastic și rapid. Da? Inclusiv ce o să vedem mai târziu, o să vedem că se cheamă IaaS Plus sau nu știu cum se spune, practic face management peste IaaS cu beneficii de PaaS, dar pot să vă spun așa pe surse interne, nu se știe de unde am auzit, că planul e să ajunge până la serverless cu aceeași definiție, cu același config și aceleași informații pentru aplicații, da? Adică partea asta de server acum e o modalitate în care livrăm nevoia clientului din acest moment. Dar odată ce ți-ai definit aplicația, nu prea contează ce faci pe dedesubt și se poate automatiza complet. Ok. Tot de auzit pe surse, mi s-a șoptit și mie în cască că Andy este pasionat de piața financiară și de cripto și voiam să-l întreb dacă își aduce aminte primul proiect în care a fost implicat, în care a folosit lucrurile astea. Da. Primul proiect pe chestii de genul a fost la sfârșitul 2017, când a fost nebunia cu Bitcoin, cu cripto, că crescuse prețul extraordinar de mult și atunci toată lumea era pe cumpărat, pe investit de astea. Și aveam un robot de tranzacționare care era gândit pentru Forex și trebuia să-l adaptez la cripto. El se baza pe volatilitatea Bitcoinului, pentru că prețul oscila, era când sus, când jos, foarte mult. Și în principiu, na, făcea ceva bani pe timp, să zic așa, câțiva cenți pe zi, cred că ieșea sau ceva de genul. Depindea și de ce sumă pui să o riști. Și am folosit un web service de la Azure ca să pun robotul să funcționeze și să-l testăm, să lase câteva zile să funcționeze pe un server. Și folosea API unor platforme de tranzacționare de astea din cloud. Și da, în principiu funcționa robotul doar dacă era volatil prețul, dar trebuia să rămână în jurul unei sume. Dacă creștea la un moment dat sau scădea mai mult și nu mai ajungea la suma aia, pierdea și nu prea era rentabil să mai ții. N-a fost un proiect neapărat reușit, nu? Da, oricum a fost interesant să văd cum funcționează tranzacționarea și cum poate rula un roboțel de ăsta din cloud non-stop. Ok. Interesant. Silviu, dacă tot vorbim de cloud și acum o să ai un slot și mai mare în care poți să ne povestești despre care, bine, noi știm, cel puțin
patru oameni de aici știu care este filozofia coding în acest sens, în ceea ce privește cloud-ul și ca abordare și nu și ca rezultat în sine ce ca e. Ca să fiu hipster mai puțin corporatist, o să zic că nu există filozofia coding legată de cloud. Glumesc puțin acum. Cum v-a zis și la început, cloud-ul e un rezultat, e nu știu, o modalitate în care faci câteva lucruri, știi? La fel și celebra, mă rog, și funcția mea de evanghelist sau nebunia asta cu digital transformation, cu tot soiul de sinonime și de implementări, nu știu, whatever 2.0, nu știu, everywhere 4.0, 5G o să vin acum, o să vedeți, o să, da, tot soiul de nebunii de genul ăsta, care de fapt niște modalități de marketing, de prezentare a evoluției tehnologice, știi? Pornind de la toată nebunia asta, deși Coding Tech e startup, a fost format de la început, cum să zic, cu ideea asta de cloud first, mobile first în minte și a fost, asta mi s-a părut absolut fabulos la prezentarea, un keynote al lui Satya Nadella de acum vreo 3 ani de la cum se cheamă, Bogdan, evenimentul de parteneri, cum se chema de fapt? Inspire. Înainte se chema altfel, dar mă rog. Evenimentul anual de parteneri Microsoft mi s-a părut absolut fabulos că din cele 5-6 subiecte pe care le atinsese Satya Nadella în anul ăla, câteva le avusesem noi înainte la niște discuții interne despre ce naiba face coding, știi? Așa în piață, în rândul clienților, în lucru, cum să zic, partenerilor, a distribuitorilor, vendorilor, Coding Tech e identificat ca și Cloud Board Partner, așa se spune nostru. Din unghiul nostru nu e adevărat. Unghiul nostru e că noi suntem parteneri al clienților. Suntem parteneri pe termen lung. Chiar am avut, Bogdan cred că și aduce aminte, am avut o campanie sub umbrela Tinder, să spunem așa, cu mesajul vrem relație pe termen lung, da? Și swipe for the right partner. Faptul că acum, din când în când, dacă mai intrați pe Tinder, găsiți diverse reclame la soluții de productivitate Microsoft combinate cu coding, să știți că se livrează și cu dragoste pentru tehnologie, ca să nu avem alte neclarități acum. Da? Bun. Ce o să vedeți, că avem și niște demo-uri și, să spunem, structura discuției de până acum nu e neapărat nelegată de aceste demo-uri, ca să nu zic că de fapt le-a pregătit. Demo-urile sunt inspirate din viața reală, sunt inspirate din proiecte reale. Filozofia e cam așa, noi suntem customer-driven company, dacă vreți să folosim așa un acronim ăsta de marketing modern. Pornind de la identificarea unei nevoi, asta e regula generală, mai rar se întâmplă ca potențialul client să știe nevoia și atunci primim un brief foarte specific, dar asta e mai degrabă excepția. Pe măsură ce trece timpul am văzut că s-a tot extins și începe să ne placă faptul că s-a maturizat cât de cât piața cu privire la ceea ce își doresc din perspectivă tehnologică. Apoi ne facem, fie inter, fie împreună cu clientul, un soi de strategie de acoperire a nevoii, da? De la strategie trecem în zona de activitate tactică, de planuri de acțiune, da? Abia aici e primul moment în care spunem, uite, putem să folosim serviciul ăla pentru că e mai ieftin. Ne ducem și facem deployment de aplicații în partea de dev pe Netlify, parcă se cheamă, nu? Colegii tehnici, parcă Netlify sau Vercel. Da? De ce? Pentru că focusul e pe software, nu e focusul e pe cod, nu e să stăm să facem dita mai pipeline-urile de DevOps pentru o chestie care nici măcar nu știm dacă o să ajungă sau nu în producție vreodată, știi? Deci ăsta e momentul în care ne ducem și alegem diverse scenarii care ne facilitează livrarea acțiunii care vine din nevoia clientului, nu ne duce noi să vinde cloud, știi? Hai să vedem unde vine cloud, la kil, la kilogram, la suta de grame sau alte nebunii, știi? Dacă are sens să recomandăm soluții clasice on-prem, nu avem niciun stres să o facem, chiar insistăm, da? Și nu credem că soluțiile cloud sunt, cum să spun, rezultatul a orice. Credem că, cum să spun, cloud-ul e
o metodă bună de a satisface nevoile clientului din perspectivă tehnologică. Da? Deci o metodă, ca și rezumat. Cam atât. Îți mulțumim, Silvio. Cred că acum urmează să ne prezinți un filmuleț, dacă nu mă înșel. Și nu cred că mă înșel. Da. Filmuleț o să-l prezint în sensul în care o să dau niște click-uri pe aici, share-uri. O să-i rog pe colegii mei, Andy și Alex, să discute mai mult. Bănuiesc că putem rămâne cu vocea peste el, nu? O să vedem. Hai să dăm un share atunci. Ne rugăm la cloud. Până la urmă avem asta, da. După cum vedeți, am pregătit 7 filmulețe, deci o să fie foarte tare. Îl opresc acum și eu o să am, cum să spun, rol de ăsta, impregat de mișcare. Îmi spune Alex, înainte, înapoi, da? Ce e aici, vă spun eu, este interfața Banishel. În Banishel există un concept de organizație în care poți să-ți împarți, nu știu, departamentele, clienții, proiectele, astfel încât să ai, nu știu, fiecare subscripție cloud cu logica ei sau împărțire din motive de securitate. Și în cadrul filmulețului bănuiesc că Andy, cred că tu ai făcut, nu? Da. Ne arăți cum se conectează o subscripție de Azure. Care ai deja, uite, promo, ce frumos. Da. Da, aici este practic o demonstrație de cum se conectează o subscripție de Azure pe Banishel. Să poate da comenzile Banishel pentru a crea mașini virtuale sau alte servicii. Adică, practic, să-i dăm drept să utilizeze resursele din cloudul Microsoft pentru această subscripție în această organizație, nu? Pe care am făcut-o special pentru demo-ul din seara asta. Apropo, să știți, nu e nimic de producție. Avem o grămadă de informații acolo care pot fi folosite. Da, nu dispară, deci nu e aproape, cum să zic, nu e nimic critic din unghiul ăsta. Poate, ca să o iau puțin pe repede înainte, o să afli mai repede decât alții care este prețul acțiunilor Tesla. Da. Și în principiu de a creat niște chestii prin Azure și de copiat partea asta la altă anumite chei de conectare. Uite, acum ca întrebare, știi, că eu am făcut asta de zeci, dacă nu de sute de ori, și pentru Bogdan sau Liviu, cât de complicat vi se pare? Cât de complicat mi se pare să conectezi. Da. Adică că am primit feedback de la mai mulți utilizatori și că, mamă, ce nasol e. E de fapt structura clasică de IAM pe care oferă Microsoft, știi? Care mie îmi place foarte mult. Mi se pare Azure, eu văzând aproape toate cloud-urile mari, mi se pare foarte elegant dintre cloud-urile astea mari. Mi se pare făcut corect. Dar asta din perspectiva mea, spune Andy, te rog. Voiam să zic că complicăciunea asta este doar la Azure. La celelalte este mult mai ușor de legat. O singură cheie pe care o pui și... Dar în schimb n-ai aceeași flexibilitate la permisiuni, când dai exact ce poate face. Acolo este zona în care ne axăm principal când vorbim de zona asta de Azure Active Directory și de integrarea aplicațiilor cu layerul de identity pe care l-ai în organizația ta. Și cum am spus și Andy, cea mai mare flexibilitate o stă în zona de roluri, drepturi și granularitatea pe care o ai în momentul în care interacționezi cu toate sistemele respective. Dacă vreți să priviți lucrurile așa, practic, într-adevăr, aceste etape mai complicate te ajută să obții un mediu mai bine controlat și mai securizat, am putea spune. Pentru că va oferi un acces asupra informațiilor de forma need-to-know basis. Practic, platforma Banishel va vedea resursele pe care tu le vei indica din Azure că are dreptul să le folosească,
e mult mai ok din perspectiva de controlling toată această organizare. Total, total de acord cu Bogdan. Mi se pare super, nu știu, clar, da? Și foarte organizat. Ai la orice nivel ai posibilitatea să dai drepturi granulare, dar în același timp poți să dai de sus până jos. Adică dacă nu vrei să stopezi, nu știu, inheritance-ul, să, nu știu cum să traduc în limba română. Moștenire, cred că. Da, moștenirea asta, da? Drepturi ori poți să o dai top-down și atunci e rapid și mai puțin sigur. Dacă vrei să fii foarte sigur, ai granularitate la orice componentă. Adică poți o iei chiar razna. Sunt, cred că, câteva zeci de roluri predefinite și poți să-ți construiești orice rol, să ți-l faci tu cu mânuța ta, să dai, nu știu, tot soiul de reguli nebunești. Pe lângă chestia asta, în anumite servicii ai posibilitatea de a integra acest Azure Active Directory și nivelul ăsta de permisiuni pe care ți-l setezi sau nu, depinde de caz, cu serviciile pe care le folosești. De exemplu, dacă îți faci un cluster de Kubernetes în Azure, poți să sincronizezi role-based access control-ul din Azure AD cu acel Kubernetes stack și, de exemplu, să ai un singur panou de management pentru utilizatorii și grupurile tale, care ulterior să se producă și în managementul acestui serviciu. Și te ajută, pentru că, de exemplu, dacă ai o echipă de dezvoltatori pentru front-end, una pentru back-end, tu poți să-ți faci în Azure AD toată schema aceasta de permisiuni și ulterior serviciul le va moșteni și le va integra direct nativ. Asta e un simplu exemplu, sunt sigur că mai sunt și altele. Da, la nivel de la unele servicii poți să folosești acest serviciu de autentificare chiar la nivel de aplicație, total agnostic cât de codul aplicației, se pune pur și simplu peste un login care folosește Azure AD-ul. În principiu, dacă ai o aplicație în ziua de astăzi, poți să-ți integrezi în ea modulul de Active Directory Authentication. ADAL mi se pare că se numea până acum ceva vreme, acum astăzi e MSAL, Microsoft Authentication Library, care îți permite în aplicația ta să-ți aduci această interfață de Azure AD și să o conectezi, să-i dai posibilitatea unui client să-și o conecteze la resursele lui existente. Deci există o flexibilitate foarte mare oferită pe zona asta și o documentație destul de bine pusă la punct, care poate ajuta pe oricine să construiască un astfel de conector, să-i spunem. În regulă. Vă mulțumim pentru pentru unul dintre primele filmulețe. Mulțumim, Andy, pentru efort. Știm că mai urmează câteva. Am o întrebare pentru Liviu. Știu că UiPath are destul de mulți clienți. Cum face să provizionați rapid? Scuze-mă, așa, cât de arogant a sunat asta, are destul de mult. Vând de rup, ce dracu, adică. Are destul de mulți clienți. Am zis asta pentru că e și Microsoft aici. Încă n-a ajuns la 90 de miliarde de revenue pe an, știi? Dar stai puțin, că s-ar trebui să ajungă la evaluare de 90 de miliarde. Bine. Foarte mulți clienți. Cum face să provizionezi rapid și consistent infrastructură pentru POC-uri și pentru, nu știu, teste interne? Folosiți tool-uri sau e manual? Povestește-ne puțin. Băi, în principiu folosim tool-uri, deși asta ar include și destul de multă muncă manuală, cel puțin până acum era totul manual. Intram, dădeam click, provizionam. Asta pentru intern, dar într-un final ne-am automatizat, că era culmea. Noi care facem automatizări, e fix noi să nu folosim și se folosesc destul de multe automatizări, avem pipeline-uri pentru toată treaba asta, iar mai mult decât atât, ceva ce facem noi intern în echipa din care fac eu parte, noi practic am făcut o aplicație care se conectează frumos la Azure, se autentifică cu Azure ID, fix cum zicea Bogdan mai devreme cu MSAL. Inițial am încercat cu ADAL, dar până la urmă am făcut trecerea și pur și simplu ne bazăm pe niște template-uri predefinite pe care după aia, prin câteva click-uri, avem totul provizionat, un environment complet provizionat în Azure, fără probleme,
pe care putem să-l ștergem în câteva minute, cu timp de expirare, dacă e nevoie. Adică ne-am făcut noi. Ne-am descurcat, ca să zic așa. Nu sună foarte eficient. Acum depinde de la ce vrei să folosești. Mie mi se pare că sună super bine. Adică eu, na, întâmplător, știu ceva mai multe despre proiectul ăsta, având niște discuții cu Liviu și cu echipa lui, cred că acum un an, parcă, nu? Cam așa, da. Mie mi se pare super fain ce au făcut acolo, mai ales că ce fac ei nu duc direct în producție, da? E mai degrabă pentru, cum să zic, nevoia suficientă, da? Și cloud e utilizat tocmai pentru că e distribuit global de către Microsoft, nu mai trebuie să-și bate ei capul să distribuie și cred că își fac treaba foarte bine și foarte repede, în mod consistent acolo, știi? Da, exact. V-am zis că nu am avut foarte multă experiență, sunt aici să învăț, așa că dacă aveți vreo metodă mai bună, arătați-mi de a face lucruri. Utilizează. Te duci, îți faci cont pe bani și singur și cred că o să poți să îți rulezi și aplicații la care scrii tu singur și dacă te uiți la următoarele filmulețe, o să vezi că poți să îți legi și relativ facil un cont tip Git și poți să te apuci să-ți faci diverse mațochinării pe care o să ți le arate Alex și cu Andy, că eu nu mă pricep. Eu le văd la televizor așa. Și după aceea fac un cod din Connect doar despre ce am făcut în aplicația, să mă promovez. Gata, ăsta e planul. Știu că trebuie să ne mai arăți ceva, Silviu. Da, o să dau share. Sper să nimeresc ecranul ăsta, da? Se vede. Dau și play. Ce se întâmplă acum? E organizația conectată mai devreme de către Anti. Merge și provizionează o mașină virtuală, bănuiesc, nu? Da. Cu pachetele gata instalate, dacă ai nevoie de server cu Apache, limbajul de programare, se vedea mai sus, Python am ales pentru această mașină. Și mai jos ai tot felul de setări pe aici, ce sistem de operare ai nevoie, mărimea mașinii, în care aici îți arată prețul, ce componente are, direct din Azure sunt astea. Bun, așa ca intro, prețurile pe care le vedeți acolo sunt prețurile publice de pe Azure Calculator. Dacă aveți voi un deal mai bun, o să plătiți exact cât vă costă, pentru că BodyShell nu îți oferă resursele cloud, da? Cu cloud-ul vii tu de acasă. Da? Și v-am arătat primul filmuleț, cum faceți să-l conectăm. Nici mai știu cât avea primul filmuleț, vreo, nu știu, 2 minute, ceva de genul. Maxim 2 minute, da. Bun, și ăsta, practic, Tubirul și 13, bănesc că ai accelerat, pentru că da, am accelerat. Provizionarea durează, nu știu, între 8 și 12 minute în funcție de pachetele pe care să le selectezi, pentru că și configurează mașina, nu doar îți dă o mașină, cum să spun, chioară, da? E o mașină cu pachetele alese de tine. Și configurate pe best practice-uri în principiu și apoi poți să-ți faci propria configurație dacă vrei. Bun. Hai că oprești share-ul, ne întoarcem așa la ecranul ăsta mare în care suntem toți. Am acum o chestie, așa vreau să bag puțin, am ajuns la momentul de cancan al emisiunii, să vedem dacă ne este, știi? Da. Și asta, întrebarea e pentru Bogdan, dar e așa, cu dăm și cu manta la Liviu, să vedem ce este, dacă se ceartă sau nu. Bun, tot uitându-mă pe lansările de produse pe care le face Microsoft în partea asta de, să spunem, Power Platform. Da. Cu Power Apps, cu fostul Flow, care acum se cheamă Power Automate, nu? Corect. Cu tot ce înseamnă Common Data Services, cu clientul nou de desktop care a apărut pentru automatizarea de proces. Faptul că poți să-ți faci aplicații rapid care îți introduc date într-un ecosistem sau, nu știu, poți citi facil date în același ecosistem peste Power Apps. Eu am o teorie pe care am și scris-o, nu am găsit încă
încă mesajul de pe Teams, dar dacă aș sta să caut, sigur l-aș găsi. Înainte să lanseze Microsoft toate teoriile astea, teoria e că la un moment dat au fost niște discuții despre achiziție între UiPath și Microsoft. Probabil că nu s-au înțeles, după cum vedem, și UiPath sperăm că la anul o să fie pe bursă și dacă nu se întâmplă nimic dramatic, ar trebui să fie numai cea mai valoroasă companie pornită din România. Probabil că o să fie ceva gen 20-30x versus compania de pe locul 2, adică și la mai mult. Am scris-o la un moment dat că dacă Satya Nadella se decide să intre în zona asta de RPA și pune un product manager și adură ecosistemul, să spun, de cod scris de Microsoft, poți scoate relativ facil pe piață un tool de RPA. După cum am văzut în ultimele lansări, în Cloud Platform deja a început să se comunice RPA, pornind de la ce au făcut băieții mai avansați cu asta. Mă refer la, nu știu, Blue Prism, Automation Anywhere și cel mai mare jucător din piață acum, UiPath. Care e viziunea ta la Power Platform? Merge către partea asta de RPA sau e ceva așa mai light, care oferă foarte multă flexibilitate partenerilor și, să spunem, clienților care vor să-l folosească automatizări facile pentru diverse procese? Aș spune că zona asta de RPA este pur și simplu un modul pe care îl ai în toată familia asta de Power Platform, de care ai menționat și tu. Rolul platformei este de a-ți ușura și de a-ți automatiza interacțiunea între aplicațiile pe care le folosești, da, să spunem că ai mai multe SaaS-uri pe care le folosești în firma ta, unul pentru marketing, unul pentru mail automation, raportări. Acolo te ajută principal, am putea zice, ăsta e unul din locurile în care te-ar putea ajuta masiv zona noastră de Power Automate, la a conecta astfel de aplicații. Ecosistemul din spatele Power Platform e unul deschis, orice partener sau orice client poate să-și dezvolte aplicația lui. Și ulterior, dacă vrea, de exemplu, să vină să publice un conector pentru a permite aplicației lui să comunice cu alte aplicații suportate de platforma noastră, se poate face chestia asta fără probleme. Direcția, aș spune că este cea de a aduce tehnologia mai aproape de utilizator și acolo vedem o intersecție între Teams și Power Apps foarte puternică, în ideea în care îți aduci în cadrul echipelor și canalelor tale Power App-urile pe care le-ai dezvoltat intern, flow-urile pe care le-au dezvoltat IT-știi tăi sau business decision makerii tăi, cei care au făcut designul pe procesele interne în cadrul firmei. Și aș spune că asta este focusul nostru, să aducem tehnologia mai aproape de consum. Da, tare asta. Îmi place pisica lui Alex, mă uitam la ea acum. Da, nu-mi dau seama dacă din... te lipești și o interesează de cloud sau nu. De asta încerc să-mi dau seama, e vreo 7-8 minute. Dă foarte mixed signals. Are antenă și de aia. Da. Da. Cred că e deja protecție 5G aia, nu știu. Asta vreau și să zic. Da. Da, curios, partea asta ce ne-a povestit Bogdan apropo de, nu știu, centralizarea, să spunem, tuturor automatizărilor de procese, ne duce așa cu gândul puțin la studioul UiPath, adică cam mai e direcția. Și în afară de tine aș vrea să-l întreb și pe Andy, să spună, pentru că el folosește ambele platforme, cât de departe e Microsoft de UiPath, pentru că mie mi se pare că UiPath e mult înainte cu partea asta de RPA. Din perspectiva asta de distanță, aș spune da, că într-adevăr UiPath are un avans de câțiva ani în dezvoltarea produsului lor, câțiva ani buni chiar. Noi, din câte știu, am anunțat recent, în ultimele luni, această zonă care este în dezvoltare, într-adevăr, dar n-aș putea spune dacă asta va fi direcția singulară. Direcția de fapt e de enablement, cum ziceam și mai devreme, permiterea folosirii și obținerii unui ecosistem centralizat din perspectiva datelor, permiterea plimbării datelor dintr-un sistem în altul și consumarea lor mai ușoară, management mai puțin pe datele respective, că ai adus aminte de CDS.
Și acolo deja, în momentul în care intrăm în zona de CDS, intrăm în intersecție și cu zona de Dynamics. Da, intrăm în zona de intersecție cu CRM, marketing, sales direct. Deci, practic, ce vrem să facem este să creăm o platformă în care să ai toate serviciile de care ai avea nevoie end-to-end. Acum, nu cred că mai trăim într-o lume a aplicațiilor, și aici o să-l citesc pe Silviu, monolit. O să ajungem să avem servicii din stânga, din dreapta, de la furnizorul A, de la furnizorul B. Și cred că e cumva la latitudinea fiecărui client să vadă care sunt beneficiile fiecărei tehnologii și să vadă care îl ajută mai mult să-și obțină mai multe din business-ul lui. Cool. Andy, cum ți se pare așa, folosind ambele platforme? Avantaje, dezavantaje, simplitate, complexitate, rezultate? Momentan și mie mi se pare că Microsoft este destul de departe pe partea de RPA efectiv de iPad, dar se apropie cu pași destul de repezi de ceea ce poate face iPad, din toate punctele de vedere. Adică ei au început cu flow, cum spunea Bogdan mai devreme, mai mult pentru managementul datelor, să poți lua datele într-o parte, să le manageezi și să le integrezi cu alte aplicații. Și încet, încet au făcut pași spre partea asta de RPA. Au început acum câteva luni, când au anunțat că scot RPA, au făcut o versiune doar pentru browser, în care puteai să-ți automatizezi aplicațiile web, să-ți iei date și la propriu să poți da click-uri în browser. Și acum, de foarte recent, cum au scos studioul de desktop de Power Automate, am văzut că au și partea de automatizări pentru aplicații native de desktop. Și asta deja se apropie foarte mult de ceea ce poate face iPad-ul și, bineînțeles, iPad-ul în care are multe funcționalități peste și e mult mai flexibil, dar de asta zic, văd că se apropie cu pași destul de repede de partea asta. Și cred că are și din unghiul ăsta, un soi de top of mind în zona organizațiilor enterprise când își aleg o soluție de automatizare a proceselor. Adică cred că trebuie să mai treacă ceva vreme peste tool-ul ăsta Microsoft ca să poată să concureze. Pe de altă parte, dacă te-a pus să-l integrezi cu tot soiul de nebunii, de servicii, de tip AI, de prin Azure, poți să faci o rachetă destul de periculoasă din unghiul ăsta. Da, și Microsoft mai are un avantaj. De obicei, serviciile lor se integrează foarte bine cu restul serviciilor din ecosistemul lor și asta cred că e un avantaj destul de mare, să integrezi ușor acel RPA cu toate suita Office și serviciile lor de cloud. Aici am un unghi. Cred că și iPad e foarte bine poziționat și cred că iPad a crescut foarte mult la început pe ecosistem Microsoft, adică diverse automatizări pe liste de SharePoint, pe fluxuri legate de e-mail venite prin Exchange, etc., etc. Sunt în corul produsului și sunt foarte, foarte mulți clienți în zona asta și întrebarea asta ar fi fost pentru Liviu acum. Se întâmplă să aveți suficient de des clienți care nu au infrastructură Microsoft în setup-ul pe care îl implementați voi? Probabil că sunt niște excepții, o să dăm la o parte, Google, Amazon, s-ar putea să fie cu tool-urile lor, dar clienții obișnuiți din top 500 Gartner. Cât de des se întâmplă sau s-a întâmplat vreodată să nu aibă tool-uri Microsoft în ecosistemul lor de procese sau aplicații? Băi, aș spune că se întâmplă destul de des. Adică poate mai des decât ar crede unii, pentru că sunt mulți care folosesc, de exemplu, automatizări ca să-și automatizeze niște softuri din astea antice și de demult, care rulează pe niște workstation-uri uitate sub un birou, de exemplu,
care au pe ele niște softuri, nu știu, nu că Microsoft, adică zice softuri pe care 90% din cei care suntem aici prezenți nu le-am văzut vreodată. Și unii dintre noi nu le-am prins nici, cum să zic, în timpul vieții noastre, știi? Da, aici vorbesc de, nu știu, de un AS400 poate, sau alte terminale din astea antice, sau poate anumite aplicații din astea făcute într-un DOS, COBOL. Sau ceva, sau un COBOL, da, uite, iarăși COBOL, sau chiar în Java. Da, aici și să ne gândim, sunt destul de multe astfel de aplicații care nu sunt de la Microsoft, inclusiv clienți de mail, clienți de tip Office, de browsere nici nu mai zic. Suportați Internet Explorer 6.0 cu versiunea nu știu cât, care, de care are nevoie nu știu ce aplicație Java scrisă în 2003 să ruleze? Sau păi chestii, da, de genul ăsta, nu? Exact, exact. Adică încă văd pe majoritatea platformelor de la clienți, Internet Explorer 8 e... Mainstream. E mainstream, adică nu... Da. Da. Cu enhanced security enabled, evident. Uh-huh. Se întâmplă și în alte situații. De exemplu, uite, a trebuit să intru să configurez ceva mobile de la IKEA și a trebuit să fac niște, nu știu, salturi destul de agresive în browser, setările de securitate, partea de control panel să pot să rulez flash, și m-a anunțat și browserul și calculatorul că atenție, doar până la 31 decembrie 2020 mai merge, de la 1 ianuarie gata. Bye bye flash. O să trăim cu partea asta și mi se pare că e o dita mai piața, să spunem, de aplicații care pot fi aduse în context modern sau automatizate, știi? Și cred că e loc pentru toată lumea. Și în afară de asta, cred că un mix foarte bun este, cum să spun, UiPath plus Microsoft. Adică cred că merg foarte, foarte bine împreună. Atât pe zona asta de, nu știu, productivitate, nu știu, Office 365, Excel-uri, liste de SharePoint, cât și în contextul unor aplicații mai vechi care nu au nici măcar API sau diverse modalități asincron de structurare a datelor, și atunci it's a must RPA-ul clasic, să spun așa. Bun, vreau eu să trec mai departe, vreau să pun următorul filmuleț. În filmulețul ăsta, și vreau să-l întreb și pe Alex să ne povestească, în filmulețul ăsta, un moment, să văd dacă îl găsesc. Bun, a pornit. După cum vedeți, nu prea le-am editat, da? Conectăm un repo, da? După cum vedem, Banishel suportă nativ GitHub, GitLab și Bitbucket, dar îți poți aduce orice fel de repo care e compatibil Git, pe care îl hostezi, nu știu, unde vrei tu, sau cum o să vedem în filmulețul de aici, pe serviciul Azure DevOps, da? Uite, avem și key, frumos. Da, o să ștergem repo-ul ăsta, nu? Da, sper că nu e un roboțel care face tranzacții acolo, nu? Adică nu mai e în produs. Da, nu. Și oricum asta este o cheie publică, adică nu ajută cu nimic ca să o ai decât să ne ofere nou accesul. Uh-huh. Bun, tocmai laptopul tău. Foarte bun asta. Da, laptopul tău a devenit foarte interesant. Alex, aveam eu niște întrebări acum, că știu că faci diverse chestii în ultimele zile și vreau să-mi explici de ce ăsta a fost, ca să zic, ia să vedem. Cum se conectează un repository la Banishel. Da. Vreau să-l întreb, Alex, de ce ai conectat un repository la orice fel de tool de management? Explică-mi și mie că, na, eu știi, pe partea asta cu aplicațiile sunt mai venit de la țară, așa știi. Păi, motivul
cel mai important de departe e cel de CD, de Continuous Delivery, care face parte din mai orice flow de aplicație sănătoasă la cap, practic. Scuze-mă, poți să ne explici în limba română ce înseamnă? Și mai am așa o paranteză. Spunea Bogdan mai devreme de CDS, știi că vine de la Common Data Services și este un serviciu de tip bază de date transparent pe care îl primești în momentul în care începi să consumi servicii Cloud Microsoft. Ți-l livrează Microsoft și îți face viața mai simplă. Aia așa. Revenind acum, CD ai zis că... Ok, aici CD vine de la Continuous Delivery și ce înseamnă chestia asta basically este că la niște intervale bine stabilite, și aici nu mă refer la intervale de timp neapărat, ci mai degrabă la intervale de acțiuni, când se întâmplă ceva. De exemplu, în cazul repozitorului conectat la Bunnyshell, când este dat un push pe un anume repozitorii, se poate da, se dă deploy automat pe mașina conectată prin Bunnyshell și aici o parte a cheie Bunnyshell este că nu doar se descarcă codul, ci este un întreg pipeline pe care rulează acolo. Adică poți să pui mai mulți pași care se întâmplă dacă aplicația ta are nevoie de chestii, da, de clear cache, da, de... Nu știu, mai populist. Descărcat anumite biblioteci. Descărcat biblioteci și alte de-astea. Teste automate. Da, poți să fac automat la fiecare la fiecare push. De ce are asta valoare din punct de vedere pragmatic? Strict pentru că, în primul rând, nu-ți mai pierzi timpul chestia asta, că e o chestie care mănâncă foarte mult timp. Și în al doilea rând, este foarte ușor să creezi environment-uri diferite. Adică dacă te hotărăști că ai nevoie de un staging, sau de încă un staging, că nu-ți mai ajung production, development și ce mai ai tu pe acolo, este mega ușor să legi aplicația aia la o mașină nouă. Și poate pur și simplu îi schimbi o variabilă, ca să nu-ți mai acceseze baza de date de producție, să-ți acceseze alta de Dumnezeu știe de unde. Deci este foarte fain de folosit ca template pentru a crea 11.000 de mașini care se rulează chestia aia. Ok, deci ca și rezumat e o, cum să spun, formă de automatizare a proceselor care, nu știu, se au legătură cu provizionarea unor resurse în cloud pentru a rula niște aplicații cu mai multe stagiuri, adică nu știu, o zonă de development, una de teste, aplicația de producție și tot așa. Bun. Mereu, adică eu tot aud și folosesc chestiile astea, dar la mod practic așa și cum să spun, specific nu m-a pasionat vreodată să aflu și bine că mai vin la Coding Connect să mai învăț lucruri. Da. Bun, vă pun și filmulețul cu deployment-ul. Da, bun. Deci practic ce am făcut până acum, data share, dacă îmi dă voie domnul Ioan, îmi dă voie și am dat play. Deci pe serverul pus mai devreme, configurezi o aplicație acum, nu? Da. Adică pe serverul pe care acum mai devreme și cu repo-ul pe care l-am conectat mai devreme la Bunnyshell, acum am pornit procesul de deployment, în care pur și simplu se copiază codul pe care îl avem în repo pe mașină. Și se fac anumite configurări în funcție de ce are nevoie aplicația, unele automate, dacă legem un template prestabilit. Sau putem defini și noi anumite automatizări, comenzi care trebuie date pentru a pune aplicația în funcțiune, zic așa. Aici a fost pe fast forward cum s-a pus codul. Vrei să-ți dau? Nu. Așa, bun. Și acum aplicația funcționează. Da, acum s-a creat, de fapt, asta este template-ul basic.
pentru cod și acum adaug repo-ul și pune efectiv aplicația noastră pe... Deci prima dată ai definit aplicația ca să îi se creeze FQDN-ul sau, mă rog, adresa, da? Am văzut că ai folosit adresa de Banisher pe care o generează automat Banisher. Nu trebuie să ai domeniu cumpărat și conectat, poți să folosești direct. Ți-ai ales repo-ul și branch-ul, adică partea de master, să spunem, da? Poți, asta e o întrebare, tot așa, poți face mai multe deployment-uri pe aceeași infrastructură pe mai multe branch-uri în paralel? Da, da, și poți foarte ușor și să te schimbi între ele, dacă vrei să ai gen două versiuni în care într-una faci modificări, să testezi chestii și apoi când este gata, numai schimbi o setare și acea versiune devine producția. Super. Super, cum să zic, util. Și mai știu din, tot așa, informații pe surse. Acum ce faci? Te duci și apelezi? Acum s-a terminat serviciul. Da, exact. Acesta este un serviciu, aplicația este un serviciu web care dă detalii despre prețul acțiunilor unei companii. Am oprit filmulețul. Ce înseamnă 115.2 ăla? Aceea este valoarea în dolari a acțiunii în momentul de față și următorul număr 0.37 este modificarea în ultimele 24 de ore. Deci delta pe 24 de ore, nu? Da, e 0.37% în plus. Spunem că ai Tesla, uite, ai Microsoft. Ia să vedem. Bogdan, cum e? 299 e ok? E aliniat cu piața. Păi nu, e live din piață. Adică asta face aplicația lui Andy, se duce și apelează real-time niște servicii de-astea, stil Bloomberg, să le spun, da? Și îți aduc în infrastructura ta, îți aduce real-time informația cu privire la prețul acțiunilor. Și ăsta e un web service pe care noi chiar îl folosim în producție, în niște aplicații financiare. Bun, deci a crescut Microsoft, practic, când ai făcut demo-ul? E pe 8, nu? Azi, deci față de ieri a crescut cu 1,05%. Așa, Tesla, bun. Deci a crescut de 10 ori anul ăsta? Nu, chiar de 10 ori nu. Dar... Nu știu, dar mi se părea amuzant că la un moment dat, sau chiar acum, este de 3 ori mai mare ca și când a zis Elon Musk, îi se pare că e cam mare prețul. Acum e ori 3. Da, cred că se cheamă asta show of marketing, ca să spun. Cred că vrea să zic altceva atunci, că era cu 420. Da. Bun. Deci, practic, tu ce ai făcut, toate filmulețele de până acum ne-au arătat așa, ca și scurt rezumat. Ne ducem, ne creăm contul de Banisher, vă recomand tuturor, e foarte simplu, crowd.banisher.com/signup. Parcă, dar oricum aveți buton mare pe pagină. Vă faceți contul, vă aduceți cloud-ul. Noi v-am arătat cum se conectează cloud-ul Microsoft. Dacă conectați, nu știu, Vultr, de exemplu, trebuie să puneți un API key și să dați enable la niște virtual networks. Dacă conectați DigitalOcean, tot ce trebuie să faceți este să dați copy-paste la un API key. La AWS, structura e relativ similară cu Microsoft, mai puțin. Da, Elon Musk e șeful la toți. Răzvanel, colegul nostru, este acesta. Da. Nu știu ce trib aveți voi, eu rămân la tribul ăsta cu cloud-ul, știi? Trebuie să vedem care e șeful nostru acum la partea asta cu cloud-ul. Hai ca să ne întoarcem așa, să ne vedem mari. După ce ne-am conectat cloud-ul, am creat un server. Pe acel server am pus niște pachete pe care nu a trebuit să le configurăm, le-a configurat Banisher pentru noi. Apoi ne-am legat repo, adică locul unde ținem biții pentru aplicație.
după ce ne-am conectat repo, noi am dus și am făcut deploy, adică am mutat biții din repo, i-am pus direct pe storage-ul serverului, astfel încât web serverul să poată să servească informațiile utilizatorilor. Și acum, cum ne-a arătat Andy ultima oară, și-a și apelat web service-ul, vă că știa el structura așa. Mă rog, nu e foarte complicată. Deci dacă țineți minte link-ul ăsta, cred că merge. N-ai oprit. Da, merge chiar acum live. Uh-huh. Bun. Deci dacă vreți să vă faceți un mic rapăr de citit acțiuni, puteți folosi web service-ul. E pe spezele noastre, ca să zic așa. Bun. Am eu o întrebare acum pentru toată lumea și nu vă ascund că întrebarea e, nu știu, are un substrat gen... Vreau să mai scot informații de la voi. Cum ați folosi, da, Bunnyshell peste serviciile cloud pe care le aveți, Microsoft probabil în cazul Bogdan, la Liviu cred că e orice cloud, astfel încât să vă faceți, să vă ușurați, cum să zic, munca în fiecare zi, da? Mă interesează scenarii. Na? De ce? Pentru că din perspectiva strategiei de go-to-market vrem să identificăm cât mai multe scenarii pe care clienții le cum să spun, pot automatiza. Și poate facem așa un tur de masă să ne povestească fiecare și nu știu de unde să încep. Nu știu, alege tu, Ioane, ca să nu... Alex, că e cel mai departe de mine. Just criteriu, ce-i drept. Acum oamenii nu știu că e pus să vină întrebarea de cum aș folosi, pentru că basically folosesc așa. Și pentru mine am mai fix ce am zis mai înainte, cea mai valoroasă parte mi se pare tocmai asta de CD în combinație cu pachete, pentru că asta, cum spusese și Silviu puțin mai devreme, mi se pare că este o combinație foarte faină între approach-ul per aplicație, între view-ul dinspre aplicație și accesul totuși și de jos, să poți să schimbi. Dacă totuși ai nevoie de acces crud la mașină, să poți să alegi și să schimbi chestii. Asta pentru noi s-a dovedit a fi foarte util. Poate, așa, o zic pe sub mână, pentru că încă nu sunt toate tool-urile pe care le folosim la nivelul la care am vrea. Poate n-ar mai fi nevoie de acele schimbări direct pe mașină, dacă ar fi. Însă, este un echilibru frumos, ca orice e bun în viață. Ok. Liviu? Da, cred că i-am mai transmis lui Silviu asta cum aș folosi eu partea asta din Bunnyshell. Deci, mie mi-ar plăcea ceva de genul să, în cazul în care vrei să faci un POC pentru un client, de exemplu, sau poate ceva intern, ai nevoie de ceva rapid, să-ți deployezi un environment, nu contează cât de mare, cât de complex. Și ai acces la mai multe cloud-uri, nu doar la Microsoft. Le ai pe toate la dispoziție și practic tu dintr-un tool intern, să zicem, zici, ok, uite, eu vreau să creez un environment de genul ăsta cu trei mașini virtuale, un domeniu, parte de stocare, bază de date, toată tot acumul, și cumva Bunnyshell să facă o analiză rapidă, cu iepurașii aia foarte deștepți de acolo din spate, care să zică, băi, cred că cel mai ieftin și cel mai rapid, uite, poți să-ți deployezi în cloud-ul ăla și să nu mă intereseze pe mine unde deployez, eu doar să dau acolo, ok, vreau environmentul ăsta creat sau vreau 10 environmenturi din astea create, și să facă live o analiză și să-mi deployeze unde este cel mai cost efectiv. Asta mi-ar plăcea maxim să văd. Ai grijă ce-ți dorești, pentru că s-ar putea să primești.
Da. Aștept e, cu interes. E pe roadmap scenariul pe care l-ai spus. Da, asta e ceva ce chiar aș folosi, pentru că e ceva ce noi cel puțin pe partea de infrastructură folosim zilnic aproape. Andy? La mine cred că mai degrabă o să vedeți în următoarea parte cum folosim Vanishalul cu serviciile cloud. Deci cred că e mai bine să trecem la Bogdan sau avem o demonstrație. Vrei să ne surprinzi, am înțeles. Te rog, Bogdan. Pentru mine, cred că lucrurile stau un pic în zona de management, de self-service. Cred că dacă aș avea ipotetic o firmă și aș avea unul sau mai multe clouduri, le-aș oferi angajaților, anumitor angajați, posibilitatea să-și deployeze aplicații pentru a le rezolva probleme punctuale prin intermediul Vanishel. Practic nu i-aș oferi acces în subscripțiile direct de Azure, de AWS, ce soluție de cloud ar fi, ci aș pune această etapă intermediară de Vanishel, pentru că m-aș asigura de best practice-uri de implementare, management dublu pentru drepturi și pentru permisiuni. Din perspectiva asta aș vedea eu lucrurile. Ok. Silviu, zici și tu sau n-ar fi corect? Da, nu o să zic, adică eu văd mai multe scenarii. Cred că toată lumea le-a surprins. Partea asta de care povestea Bogdan are două unghiuri. E partea asta, să spunem, birocratico-administrativă cu inflexiuni de securitate, da? Care ține de modalitatea în care consumi serviciile cloud și e ceva super, super, super fain. Partea mult mai mișto e următoarea. Zicem că tu ai echipă de, nu știu, 7 oameni care sunt foarte buni la AWS. Și la un moment dat, din motive, nu știu, comerciale, tehnice, whatever, găsești cei clienți noi care își doresc să țină aplicațiile peste Microsoft Azure. În mod evident, chiar dacă tu ești un specialist de cloud, e o curbă de învățare, da? Și voi știți și, mă rog, nu știu câtă lume știe din exterior, inclusiv Vanishel așa a apărut, da? A apărut exact în contextul în care trebuia să migrezi o aplicație din Amazon Web Services în Microsoft Azure. Și atunci, pentru că nu exista nivelul de, cum să spun, knowledge similar, Vanishel a apărut ca un tool care a, să spunem, nivelat, da? Modalitatea în care tu livrezi serviciile indiferent de cloud, da? Și a luat, și cum parcă Alex a spus prima dată sau Andy, nu mai știu, a luat best practice-urile pentru acele cloud-uri, da? Adică partea de personalizare a relației cu cloud-ul nu mai trebuie să o ții în cadrul organizației. Și atunci e un tool care este foarte eficient, pentru că nu o să ai nevoie de 7 oameni care să facă chestia asta și 3 să fie specializați în, nu știu, AWS, 2 în Microsoft, încă 2 în Google Cloud. Poți să ai 3 oameni care se ocupă de lucrul ăsta și restul echipei se poate ocupa de, nu știu, business intelligence, de ceva automatizat, de marketing, de suport pentru echipele de vânzări. Adică poți să folosești tehnologia în a-ți face business-ul mai mare, pentru că nu mai trebuie să, cum să zic, să stai tu să faci diverse optimizări peste soluțiile cloud existente. Mai e un beneficiu major despre care n-am discutat acum, dar pe care o să-l și arătăm în următoarele minute. În afara tuturor cloud-urilor despre care am discutat și mai sunt pe listă, Linode și UpCloud vor veni anul ăsta. Linode cândva în luna octombrie, din ce știu, UpCloud în noiembrie-decembrie. Deci în afara cloud-urilor existente mai e o funcție care are două chestii super, super faine. Din perspectivă marketing se cheamă SRR, Site Reliability Robot, produsul. Și el face două chestii, SRR-ul ăsta.
pe toată infrastructura care trece pe Banisher este activată by default. Și atunci puteți să, nu știu, întrebați pe Andy și pe Alex, primeți din când în când auto-healing notifications, da? Robotul se duce și singur configurează sau restartează niște servicii pentru că a remarcat că nu merg bine, că s-a oprit, că nu știu, s-a făcut un deploy și s-a schimbat scenariul care trebuia configurat și îți reconfigurează pachetele și instrumentele pentru aplicație ca să-ți meargă mai bine aplicația în funcție de scenariul pe care îl identifică el. Și e destul de deștept acest robot. E, partea cealaltă care e mult mai interesantă și care deschide o tonă de oportunități, el se poate conecta pe orice mașină Ubuntu, nu? Cred că asta e limita. Orice mașină Ubuntu, da? Merge și CentOS, că nu mai știu, n-am testat. Da. Release-ul de CentOS pe cloud, știi că s-a făcut, nu știu, acum 2-3 săptămâni. Indiferent unde ar fi mașina, da? Poți să o ai într-un, nu știu, cluster VMware, poți să o ai pe laptopul tău pe nu știu ce soluție de virtualizare sau poți să o ai chiar în cloud, da? Cum o să vedeți filmulețul, poți să ai o mașină care se află deja într-un cloud, nu contează care, te duci, copiezi un cod și nu știu, cam câte minute durează, Alex, că tu ai făcut partea asta. Cât a durat? Dacă videoclipul are 1 minut și 7 secunde, probabil cam 50 de secunde. E ok, deci e needitat, practic. Asta e real time, da? Da. Ok, bun. Păi hai să și dau, așa, trebuie să dau share de aici, ca să și vedem, pentru că e mult mai tare. Spuneți dacă se vede. Practic ai împărțit în două ecranuri pe verticale, ai dat Connect Server. Pe această organizație ai rulat comanda respectivă de Bash. Da, și partea cea mai bună este că nimeni, cel puțin care nu știe care sunt pool-urile de IP-uri de Azure, nu știe unde e mașina aia. Okay. Este în neant. Bun, și practic update-ul și instalează pachetele necesare de Banishel. Și desenează un iepuraș, nu? Eu așa știu. Desenează un iepuraș. Mă sper să-l vedem bine, să nu-l acopere fețele noastre. O să trag eu de film în sus dacă... se vede și iepuraș. Stai că vi-l dau mai sus, stai puțin să văd cum fac. Dar n-am cum să-i prea jos pe... Dar se vede așa iepurașul, nu? Da, văzut iepurașul, da. E, în momentul când se vede iepurașul, ce remarcăm e că avem această iconiță portocalie. Da? E o mașină care era deja provizionată într-un loc anume și deja este conectată în consola de Banisher. Are acest SRR care o administrează și mai mult de atât poți să faci și câteva chestii, nu are funcționalitate full în mod evident, neavând acces la, nu știu, API-urile hipervizorului unde ții tu mașina, merge și pe mașini fizice, am testat asta, da? Am testat pe un Linux, pe un Ubuntu 18.04 instalat pe o mașină fizică și practic poți să o administrezi în consola de Banisher și poți să primești, nu știu, serviciu de monitorizare, apropo cu asta, da? Pentru că Banisher în platformă are și monitorizare. Nu trebuie să fie neapărat în cloud, poate să fie on-prem. Și din unghiul ăsta, apropo de întrebarea pe care eu am adresat-o, nu contează câte cloud-uri ai, unde sunt, ce fel de stack de organizații, câtă vreme discutăm despre de organizații, de aplicații, câtă vreme discutăm despre aplicații web. Nu contează că ai aplicația care îți rulează pe servere care sunt on-prem, poți să îți faci treaba într-un mod mai simplu decât ar trebui să ți-o faci manual, ca să spun așa. O să opresc iepurașul de pe SRR și vreau să vedem ce întrebări aveți voi acum sau ce comentarii din partea asta de cloud mixology, cum am spus noi,
până să vă arătăm cireașa de pe tort pe care o avem la, la final. Pare foarte impresionant și rapiditatea cu care s-au mișcat lucrurile, adică bănuiesc că acel delay de deployere pe care l-am pus pe fast forward a fost datorită faptului că a tăiat cloud-ului platformei în sine, nu? Adică nu, sunt două unghiuri. Provizionarea, da, bun. Provizionarea unei mașini în cloud, în funcție de cloud, durează între, nu știu, câteva secunde, zeci de secunde. E mai rapid pe da, bună întrebarea lui Octav. O să-i las pe colegii mei tehnici să răspundă. Ca să revin, durează de la câteva secunde, zeci de secunde, la câteva minute. O provizionare clasică de bani și el durează între, ține mai mult de cum să spun, ce configurări și ce pachete spui tu pe mașină în sine, durează între 8 și 12 minute. Mașina în sine și toate resursele adiacente, adică rețele virtuale, discurile, sunt provizionate rapid. Dar apoi trebuie să vii și să pui printr-un pachet, să spunem, de configurare, să te apuci să downloadezi pachetele, să le și configurezi ca să creezi, cum să spun, imaginea de bază pe care o folosești apoi ca să rulezi aplicația. Cam asta ar fi varianta pe care vă pot transmite acum. Întrebare pentru Andy și Alex. Cum poți să scalezi lucruri, aplicații prin Banishel? Cred că am să răspund eu la întrebarea asta. Banishel este foarte bun pentru scalare, pentru că îți oferă posibilitatea să pui anumite reguli, să scalezi automat mașina atunci când este încărcată. Adică poți să pui un threshold, o limită de 80%, să zicem că procesorul este încărcat la 80% timp de câteva minute, atunci pornește automat procesul de scalare. Și Banishel mai face un lucru pe care alte soluții de management de cloud, să zic așa, nu prea am văzut că se bagă la chestia asta, scalare pe orizontală. Acesta știe dacă îi configurezi ca lumea aplicația acolo să poată da deploy-ul din buton. Acesta știe să deschidă singură mai multe servere și provizionează cu toate pachetele care au nevoie aplicația în timp real și îți face cu load balancer, îți face infrastructura, ce o scalează orizontal live, să zic așa, pe baza acelorași reguli. Și poți să-ți scoate un server, două, trei în plus, când ai nevoie. Și ți le și deprovizionează dacă load-ul scade. Dacă îl configurezi. Dacă nu-l configurezi, da, nu. Dacă nu-l configurezi, rămâne pe tine. Da. Adică orice regulă, da, uite, asta e o diferență între a scala cu Banishel și a scala cu cloud-ul, să spunem, cu tool-urile cloud-ului, pentru că fiecare cloud mare în sine îți oferă niște tool-uri de scalare. Da? Regulile de la Banishel se creează în oglindă, adică regula de scalare vine la pachet și cu regula de elimina mașina, să spunem, din cluster, în momentul când nu se întâmplă scenariul. Da? În cloud-urile mari, din motive de costuri, evident, product manager a avut grijă ca regula de scalare să nu îți creeze automat și regula de cum să spun, eliminarea mașinii în momentul în care se elimină contextul de scalare. Bun, cam asta ar fi apropo de întrebarea lui Octav. Eram curios dacă putem să trecem la timelapse-ul l-a făcut de tine, Andy, care e... Da, da. Da? Bun. Sure. Hai că mă apuc să dau share. Se vede.
Ce se întâmplă în filmuleț? Aici arătăm cum se poate face o aplicație în PowerApps, foarte ușor, care se folosește tocmai de serviciul pe care l-am provizionat mai devreme, Key Finance. Uh-huh. Am început să facem aplicația. Aici creăm o listă pentru istoricul căutărilor. Practic, aplicația este ceva simplu. Cauți un prețul unei acțiuni. Pentru asta este. Uh-huh. Să scrii ce acțiune vrei în acel formular, dai pe get price și îți întoarce prețul în timp real. Uh-huh. Exact de pe serviciu pe care l-ai deployat mai devreme prin Banishel, da? Adică da, exact. Bun. Și aici ai făcut Power Automate sau cum? Ah, da, Power Automate apelează serviciul. Prin webhook, practic, nu? Sau? Da. Uh-huh. Prin URL-ul acela de mai devreme, salvează datele pentru istoric și întoarce înapoi în aplicația de Power Apps ca să le afișeze și în timp real utilizatorului. Da, uite, eu recunosc că n-am văzut, ai făcut și interfața aplicației sau ai mers pe așa, ce ai pus la început, trei logo-uri, patru de alea? Păi aia este practic interfața, cele trei logo-uri din Power Apps. Ok, nu o să vezi de ce te întreb. Bun. Tot ăsta ai făcut cu, cum se cheamă Bogdan acum, Power Automate, da? Nu mai e Flow. Power Automate e de fapt familia, Flow e sub serviciu din cadrul suitei. Da, și am văzut că, uite, Andy chiar folosea Common Data Services. Da, o listă în SharePoint am făcut pentru istoric. Uh-huh. Și aici elementele sunt foarte... Ideea la Power Apps că e foarte ușor pentru cineva care nu are multă experiență în programare să scoată o aplicație funcțională complet, fără prea mult cod. Uh-huh. Adică sunt niște elemente pe care le tragi, le mărești, parcă te joci în Paint cumva. Practic, tipul ăsta de aplicație se numește Canvas App. Uh-huh. Deci avem un cerceaf pe care, cum ai spus și tu, Andy, pictăm aplicația propriu-zisă. În stânga acolo am luat istoricul, practic îți aduce din listă, automat îți face, în timp real îți aduce informațiile sub forma unei liste și tu faci doar cum arată și arăți ce elemente să pui. Uh-huh. Și cam aia este. Bun. Uite, apropo de asta, Liviu, știu că și UiPath a făcut un release nou, să spunem, pentru pinguin de ăștia ca mine, care nu pot programa, dar pot automatiza facil, cum să spun, folosind o aplicație pentru pinguin. Poți să ne povestești puțin despre ea? Da, e practic tot o iterație de la binecunoscutul UiPath Studio. Se numește Studio X. Uh-huh. Și vine în ajutorul utilizatorului obișnuit. Ca tine, ca mine, că nici eu nu sunt developer și mie îmi place tot cu șurubel din țara data center. Uh-huh. Și practic nu mai ai acces, dar nu mai e vizibil, nu mai sunt vizibile toate funcțiile alea complicate cu coduri, cu C# sau mai știu eu ce alte nebunii mai sunt prin studio. Uh-huh. Practic te întreabă, ok, ce vrei să faci? Să automatizezi o aplicație. Ok, ce aplicație asta? Ok, și cam ce ai vrea să fac? Adică e destul așa, e... What you see is what you get. Exact. What you see is what you get. Practic te întreabă cum folosești în mod normal și după aia automatizează tot procesul ăla și te ajută să-ți automatizezi ceva pe calculatorul tău personal în condițiile în care tu nu ai experiență de developer absolut deloc. Uh-huh. Și nici nu ai făcut foarte multe proiecte de tip RPA mai complexe, să spun. Nici măcar nu trebuie să știi ce e la RPA în cazul ăsta. Uh-huh. Bun. Eu mi-aduc aminte, în anii 2000 foloseam AutoIt, chiar era o librărie care
permitea automatizarea, să spunem, interacțiunilor cu ecranul, folosind studioul vostru, inclusiv în versiune X, mi se pare că e nivelul de automatizare și de simplitate, e, nu știu, trei ordine de mărime peste. Adică da, poți să faci tone de chestii în momentul ăsta. Da, da, poți face foarte multe. Adică, în principiu, poți face cam tot ce poți face și cu studio normal, doar că mult mai ușor, mult mai user-friendly pentru non-developers. Mm-hmm. Bun. Ca și rezumat, am două, mă rog, o clarificare așa pentru Andy ca să înțeleagă și restul lumii și apoi niște întrebări specifice. Bun, deci tu te-ai apucat peste infrastructura, chiar m-am uitat acum, ai folosit infrastructura de producție coding pentru asta. Deci practic pe contul tău de producție de coding te-ai dus și ai creat această aplicație care apelează web service-ul care stă în Azure DevOps, care este deployat pe o mașină virtuală din Azure prin intermediul Banisher, da? Și e practic backend-ul acestei aplicații. Și apoi ai venit în Power Apps, da? Ai făcut interfața aplicației și ca să ți aduci în mod dinamic datele din acel web service, ai folosit Flow, nu? Flow se cheamă. Da, exact, Flow. Da? Bun, deci asta ar fi rezumatul. Bun, în acest moment tu ai pe tabletă, pe telefon, pe web, unde vrei tu să-ți rulezi această aplicație și poți să o distribui și colegilor. Posibilitatea să te duci să afli live prețul, să spunem, diverselor acțiuni. Stochezi ceva pe traseu, ai undeva sau doar lei live și asta a fost? Adică partea de istorie unde da, se salvează automat într-o listă de SharePoint. Ah. Cât de tare. Se vedea mai devreme. Am făcut un videoclipul acela în timelapse-ul ăla. Bine, este de la de ori mai repede. Deci aia era... La un moment dat creez lista de SharePoint. Cam, nu știu, mai început de... Bun. Ah, deci tu aici le ții, practic. Da, da. Bun. Și aici intră toate informațiile și le aduc automat în PowerPoint. Deci tot ce se întâmplă în front, asta e bazată de date, ca să zic așa. Bun. Și toată chestia asta a durat jumătate de oră. Adică... Bun. Ei, mi-ai furat întrebarea acum. Asta vreau să te... Cât ți-a luat end-to-end să faci tot ce ai făcut aici pentru demo-ul ăsta? Ca aplicație, da, deci cam jumătate de oră a durat end-to-end de la nimic cu Power Apps. Bine, aveam deja deployat web service-ul care ne aduce datele. Dar pentru interfață, cam jumate de oră. De când am deschis Power Apps-ul, cu tot cu crea de liste. Okay. Deci atunci să le spunem, nu știu, potențialul doritor, că nu o să-și facă abonament la Bloomberg să plătească nu știu cât, pot veni la tine și le vinzi tu web service-ul ăsta cu aplicația asta făcută în jumătate de oră și nu știu, le iei 99 de cenți pe lună. Și să, na, practic o să-ți mai ceară, dă-mi alertă când mai crește prețul la Tesla, că e la... Bun, tu poți apela orice fel de acțiune sau ți-ai tras doar un subset sau web service-ul se duce și... Da, e cam tot ce este în Yahoo Finance, adică dacă cauți acum, intri pe aplicație și cauți codul oricărei stock, în principiu slabe șanse să îl găsească. Păi bun, le recomandăm... cum să spun, urmăritorilor să ducă să testeze chestia asta. Dacă scrollează mai devreme în film, au un link din Banishel, care bănesc că e activ acum, nu? Da. Și pot scrie ei, cum era, slash stock, slash denumirea, da, denumirea scurtă, să spunem, a acțiunii. Da, tot o denumire standardizată, pe 4-5 cifre. Bun. Hey, asta e, gândiți-vă că exemplul ăsta de automatizare vine pentru, nu știu, o aplicație care își face gestiunea sau cum să spun, îți aduce informații cu privire la prețurile concurenților din piață. Da? Ești EMAG, o să dau exemplu, și product manager EMAG își doresc să monitorizeze real-time, da? Ce prețuri au concurenții în piață sau ce prețuri au partenerii din marketplace. Și folosind exact același approach, relativ rapid, a spune că cu tot cu specificații, cu project management, de dimineață până seara poți să faci o aplicație care îți aduce foarte, foarte multă valoare de business. Și costul, așa, ca să-l estimez cu tot cu Banisher și cu cloud, deci presupunând că sunt licențele de Power Automate, cât e, Bogdan, una? 12-13 euro, nu? Ar fi...
Depinde, există și licențiere per aplicație și licențiere per utilizator. Da, acum depinde și de... Așa, da? Deci să zicem 12-13 euro, da? Dacă ai nevoie de așa ceva. De la Banisher pentru un singur server ar fi vreo 10 dolari pe lună, cred. De 10 cu 12. Ce mai avem nevoie, Andy, pentru aplicația asta? Mașina din Azure, dacă o pui pe un UMS, e ok? Da, dacă nu are loc prea mare, funcționează fără nicio problemă tipul ăsta. Ok, și hai să mai punem niște backup, mai punem niște nebunii pe acolo, să zicem așa, tras de păr, un 40-50 de euro maxim pe lună pentru așa ceva, cu termen de execuție o zi, da? Pe care poți apoi să îți recuperezi banii probabil în următoarele 3 zile, știi? Cred că ăsta e unul dintre motivele pentru care UiPath a avut atât de mult succes. Trecând peste tot ce au făcut ei bine cu cultură, echipă, oameni, atenție față de clienți, chestiile astea au fost outstanding, dar efectiv rezolvă o nevoie de bază, da? Au oamenii aplicațiile la COBOL, da? De care spuneați mai devreme, sau nu știu ce nebunie până, nu știu ce, Java de până 2004. Și cu ceva facil, simplu, poți să faci totul mult mai repede și mult mai bine și nu trebuie să schimbi toată nebunia de, nu știu, sistem de producție sau sistem financiar din spate. Ceva rapid, simplu, îți permite să faci treaba. Cam asta a fost partea video, să spunem, pentru Coding Connect și văd că s-a făcut 9 fără 3 minute. Deci ne-am coordonat destul de bine. Eram curios acum care sunt părerile voastre cu privire la cât de facil poți utiliza un mix de instrumente și soluții care întâmplător sunt în cloud, da? Pot fi și on-prem, astfel încât să aduci valoare pentru utilizator, fie că utilizatorul e, nu știu, coleg de la birou sau e client efectiv. Și o să las pe Ioan să ne coordoneze partea asta. Da, o să zic din punctul meu de vedere, în primul rând, mi se pare extrem de interesant că cineva ca oricare dintre cei prezenți în această emisiune, care suntem niște fir curioase, ar putea pur și simplu să folosească genul ăsta de tehnologie dacă e disponibilă pentru a-și optimiza propriile fluxuri în interior. Adică eu făceam asta cel puțin în vechiul job, în distribuție aveam niște fluxuri făcute unde erau doar pentru mine, unde optimizam toate sau o parte dintre lucrurile pe care trebuia să le fac manual. Și asta mi se pare foarte interesant, mai ales că totul se întâmplă la un preț redus, așa cum a fost și calculul de mai devreme, adică folosim cât 4 tehnologii diferite care ne duc la 40 de euro pe lună. Și sunt foarte curios să văd ce ne poate aduce viitorul mai mult de atât. O recunoaștere automată a unor fluxuri? Nu, eu de mult visez și ăsta e produsul la care o să-mi închid cariera. E un serviciu care adună automat bani pe card. Tu nu trebuie să faci nimic și îți vin banii pe card, știi? Asta e the ultimate automation level, știi? Nu știu. Și dacă cum... l-are toată lumea, ce vrei cu inflație? Ah, nu, aștept Bitcoin. 20 de milioane. Fără inflație, băieți, că nu. Eu nu sunt cu ăștia, cu Federal Reserve, cu băieții ăștia care fură banii oamenilor, nu. Bitcoin. Păi doar Bitcoin să mai crească. Cât costă, Silvio, o soluție de asta? Cu cât o vinzi, dacă poți? Păi nu știu, trebuie să zicem pe băieții ăștia cu armata și cu asta. Da, lăsând gluma la o parte, mi se pare absolut spectaculoasă perioada în care ne aflăm și poți să faci rachete absolute care să îți facă munca, cum să zic, foarte eficientă, sau poți să investești foarte puțin knowledge, pricepere și să nu faci, nu știu, 100% de ce ai putea face, scoți un 90%, dar foarte, foarte rapid și cu investiție mică și cu flexibilitate mare, știi? Adică suntem în momentul în care chiar tehnologia lucrează pentru noi dacă știm să o folosim. Și cam ăsta a fost mesajul, cum să spui, întregii discuții, știi? Mixul ăsta de diverse soluții într-un mod smart, știi? Bogdan?
Din perspectiva mea, lucrurile stau cam la fel, aș putea completa peste ce a spus Silviu. Cred că cheia este de a ajunge să consumi mai ușor serviciul, să te concentrezi mai mult pe ce ai tu de făcut, să nu îți mai bați capul cu anumite lucruri scriptice pe care poate le faci de multe ori. Vă dau un exemplu, interacționez cu un sistem de CRM care el este foarte bun, îți aduce foarte multe beneficii de business, dar are o interfață nu foarte prietenoasă. Și atunci poți să folosești o soluție de genul Power Apps combinată cu o soluție third party de CRM, cu un storage de date intermediar și îl consumi în Teams. Și practic tu vei beneficia de aceleași lucruri în spate la nivel de raportare, dar utilizatorii tăi vor consuma respectiva aplicație într-un mod mai adaptat nevoilor, să ajungă mai rapid la informație și practic cred că astfel de soluții de la mai mulți vendori adunate împreună sunt cele care ne ajută la sfârșitul zilei să câștigăm timp. Și cred că acolo este esența de fapt a acestei discuții, la cum folosim tehnologia să optimizăm timpul fiecăruia. Foarte tare. Alex? Eu o să vin cu o chestie puțin mai developeristică. Momentul în care va fi o chestie care să înlocuiască cu totul programele alea care rulează în COBOL de scrise de zeci de ani, și totuși nimeni să nu știe cum face asta, pentru că nimeni nu știe ce mai fac programele alea. Sau mă rog, știe ce fac, nu știe cum funcționează. Și eu o să fiu un om fericit. Mulțumim, Liviu. Da, eu mă gândeam poate din perspectiva userului obișnuit, poate nu din perspectiva unei companii care mănâncă diverse tehnologii pe pâine, ci din perspectiva unui user obișnuit care poate vrea să-și facă viața mai ușoară, așa cum spunea și Bogdan, să fie totul mai la îndemână. Cred că n-ar trebui să fim oarecum fideli unei singure tehnologie, ar trebui să le încercăm pe toate și pe cât posibil să găsim o metodă sau o modalitate prin care să le facem să lucreze împreună cumva. Aici banii și-l ajută foarte mult, că practic unește toate cloud-urile astea și poate să facă viața mai ușoară. Și prețul despre care vorbeați voi mai devreme pentru aplicația aia, cred că poate fi scăzut un pic dacă mergem pe niște free tier-uri. Ah, sigur, adică noi fiind din România, tot timpul vom găsi soluții, știi? Păi, asta zic. Ar fi păcat. Da, da. Ei, mai sunt variante, adică gândiți-vă că sunt o grămadă de soluții near serverless, așa să spun, sau chiar serverless, care pot fi, adică chiar te încadrezi în producție cu tier-ul gratuit, știi, pentru volume mici de date. Dar ce vreau să spunem e că poți face chestii complexe, adică gândiți-vă că, nu știu, în web service-ul ăla, ca să dăm exemple, îți vii niște date financiare cu privire la execuția unui proiect, da? Și n-am spus întâmplător chestia asta. E facil să-ți aduci acele date financiare, să le sincronizezi, să ai un view nativ, să spunem, dacă vrei să modifici ceva, poți să faci direct în lista de SharePoint, da? E naibii de simplu. Ca să nu mai zic că la final poți să mai pui și un dashboard de Power BI care se duce direct peste modificările alea de date. Și? Adică sunt rachete, să spunem, pentru care companii foarte, foarte mari dau căruțe de bani, da? Le poți face cu peanuts, fie singur dacă ești mai tehnic, cum a spus Liviu, dacă vii dintr-o zonă de genul ăsta, sau cu ajutorul unui partener, unui prieten, nu știu, te ajută cineva și îți deschide ochii, știi? Că noi cam asta am vrut să facem în seara asta, să arătăm că sunt soluțiile piață, să discutăm despre cea mai mare companie cu origine românească, că nu mai putem să spunem românească acum, da? Dar e cea mai mare companie cu origine românească. Probabil că o să se bată la nivel de evaluare, că dacă nu se întâmplă nimic dramatic și nu prea văd ce, pentru că deja la nu mai e, cum să zic,
startup finanțat până fonduri, a trecut pe, cum să zic, profit operațional. Market share-ul e huge în toate, cum să spun, topurile date de Gardner sau alte organizații de genul ăsta, vedem că tot timpul sunt în primul cadran și sunt foarte, foarte performanți. Am testat și noi și am implementat și am văzut că funcționează bine soluția și rezolvă problemele. Deci toată rebunia asta pornește inclusiv, ca să folosim hashtag-ul pe care îl avem noi, hashtag-ul de bază pentru tot ce facem acolo, vine din Cotroceni, da? Și Liviu își aduce aminte că a fost puțin pe stradă la birou. Banișel, cât s-a mutat, și aduce aminte, Alex, când a pornit, a fost tot pe acea stradă. La coding e acolo de când s-a mutat. A fost prima săptămână când eram în aceeași clădire. Mm-hmm. Na. Ia zi, Andrei. Eu zic că mai degrabă vine din Târgu Neamț decât din Cotroceni. Ah, ok. Avem, trebuie să-l aducem, că l-am văzut și pe Cosmin, scrie mai devreme. Dacă l-aducem și pe Cosmin înapoi, deja... Avem majoritate. Da. Deci sunt mai mulți din Târgu Neamț decât din București. Dubios, știu. Da, așa e cu moldovenista peste tot cu ei. Bun. Eu mă opresc aici, îi las pe ceilalți să își pună ultimele gânduri în această emisiune. Nu o să murim în seara asta. Nu murim, cu siguranță. Păi, mai rămăsese Sandy să ne zică ce părere are despre mixologii și că lucrează îndeaproape zilnic cu lucrurile astea, știm foarte bine. Cum ți se pare? Păi, na, în principiu, serviciile astea sunt foarte folositoare pentru că sunt chestii gata automatizate și poți, cum ați văzut și mai devreme, s-au ajuns lucrurile atât de avansate încât poți să faci o aplicație funcțională în 30 de minute și chestiile astea mă ajută foarte mult să pot pune o idee în practică rapid sau să arătăm, să facem un demo pentru un client, pentru anumite idei foarte, foarte repede și să putem face asta pentru orice prezentare, în principiu. Nu este nivelul de muncă foarte mare pe care trebuie să-l depui ca să obții valoare destul de mare de business, să zic așa. Ok, mulțumim. Nu pot să nu observ că Alex arată ca un suspect care dă un interviu cu camera cenzurată. Trebuie să-i facem și la internetul. Trebuie să mergem să-i facem internetul. Dacă mai aveți... Cu Silviu Ștefănescu am rezolvat, să știți. Adică e totul bine. Dacă mai aveți... Acum s-a întâmplat să fiu la un laptop care a trăit într-o perioadă de design interesantă, respectiv care webcam în partea de jos a ecranului. Și al meu la fel. Deci dacă ați văzut niște degete, ăsta e motivul. Deci, sigur nu aveți Dell, nu? Ba da. Nimeni nu-i perfect. S-au făcut greșeli. Da, cred că Prestige și XPS, nu? Ia. Da. Bun, ultime idei. Mai dăm o dată un tur așa, Silviu. Hai, mai zi un minut. Nu mai, că și așa. Numai, deci, chema. Nu, te las pe tine să-mi... Adaug eu o idee. Da? Peste ce a zis Silviu mai devreme cu ai aplicații, ai rapoartele de BI, ți-ai automatizat foarte multă muncă pe care ar fi trebuit să o faci ca să obții date, dar până găsești linkurile la rapoarte, bookmark-urile, iar îți mai ia ceva timp. Așa că ai putea să mergi în Teams și să spui într-un canal respectivele link-uri, direct pinuit, și în momentul ăla când vrei să lucrezi pe proiectul A, ai rapoartele direct la îndemână și aplicația propriu-zisă, nu mai stai să cauți. Și în momentul ăla Teams-ul se transformă într-un teamwork, în collaboration hub, în care poți să stai și să-ți faci treaba de dimineață până seara. Ne căutați și vă învățăm cum să vă aduceți Outlook-ul în Teams. Dar stai că am mai... Deci asta e tare cu Outlook-ul, am văzut-o. Ieri am scris un mesaj, zici că era e-mail, nu știu cum am făcut. S-a activat singur, dar chiar mi-a plăcut. Și am mai văzut ceva, tot ieri am descoperit. Au adus un view tabelar, da? Precum structura de project management clasică Waterfall, direct în Teams peste aplicația de Planner. Nu știam de când e, da? Deci
Gruparea după bucket-uri pe care o aveai doar în planner, da? Acum o ai direct în canalul de Teams. Poți să-ți faci numai 3 Power BI, să faci direct reporting-uri live peste datele pe care le ai în planner. Adică e șmecheră rău treaba. Tare. Se integrează interesant. A apărut și To-Do care centralizează într-un fel task-urile din Outlook, task-urile din planner și începe să devină o soluție din ce în ce mai consolidată pe partea asta. Trească Wunderlist, băieți buni. Avem conector de Azure AD și de Flow. E ok. Nu, dar nu mai pot să-ți faci. Eu aveam comp pe Wunderlist înainte și mi l-au omorât, mi l-au migrat cu totul, na, în infrastructura Microsoft și acum am un To-Do care e pe contul personal care era în Wunderlist și am To-Do de organizație. Dar e, cum să zic, e genial pentru că acolo îmi pun totul. E găleata mea de lucruri de făcut. Mi le vărs din orice tool, mi le vărs acolo tot. Te înțeleg perfect. Liviu, ceva de final? Păi, nu știu ce să mai zic de final acum. După ce au lăudat atâta Teams, mă simt oarecum nevoit să-l lau și eu, adică... Recunosc că îl folosesc foarte mult, mai ales pentru partea de conferințe. Partea de conferințe chiar mi se pare foarte, foarte ok, dar partea de calitate audio, cel puțin, mi se pare peste restul. Poate e o părere personală, dar... Te-a păcălit setup-ul lui Bogdan, care are microfon scump, știi? Să știi că nu e softul lui Microsoft, e microfonul lui Bogdan bun. Cu Bogdan n-am avut până acum conferințe pe Teams și ok. Da, chestia cu care și la NBA, cu cum stai în, nu știu, amfiteatru, mi se pare absolut spectaculoasă. N-am văzut-o la niciun provider. Băi, am încercat să o testez, n-a funcționat, o să mai insist să văd cum e treaba. O să-ți confirm eu că funcționează, că o folosesc când noi folosim Teams și la facultate și un profesor chiar o folosește legit să ne vadă că stăm cu camerele deschise. Se pune doar el în public, singur. Bun. Păi zic că încheiem, da? A fost o emisiune care a trecut foarte repede, am învățat o mulțime de lucruri noi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, le mulțumesc invitațiilor care au fost alături de noi și colegilor mei care de bine de rău au fost aici cu noi și ne-au arătat lucruri frumoase. Mulțumim Andy, Alex și Silviu pentru prezentări. Puteți să... În calitate de barman al tehnologiei mi-a venit asta acum, dacă tot facem Mixology, putem să facem niște mixuri frumoase cu tehnologie. Dacă doriți să aflați cum putem combina Azure cu Banișel, lăsați-ne un mesaj pe Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, coding.com, tocodingtech.com, pe Banișel.com, suntem peste tot, sau un comentariu la acest video. Lăsați subscribe și like și ne vedem data viitoare. Vă mulțumim!